găsit la Talk News, doamnelor și domnilor, este joi, așadar de la ora 8 la ora 10 realizatorii Prima News se reunesc și discută despre temele săptămânii. Îi avem și pe colegii de la Cluj care au pregătit emisiunea și topicul discuțiilor din această seară. Ciprian Aron, realizator Prima News, te salut, Ciprian. Bună seara. Și Sabin German, realizator România de la A la Z, salutare, Sabin. Dacă ne auzim, Sabin. Bun, până una alta să facem și un tur de platou. Sebastian Zacman, realizator Proiect de Țară România, Radu Banciu, salutare, realizator Worldwide Banciu și Ionuț Cristache, realizator la Final, salutare. Ne auzim acum, Sabin? Dacă nu, Ciprian, te rog să preiei discuția și să ne spui ce ai pregătit pentru azi. Bun, acum noi am fost pe un topic pe care că l-am găsit cam pe majoritatea fluxurilor de știri, am văzut subiecte pe care de noi le-am găsit. Un subiect pe care eu l-aș propune și pe care l-am comentat și a fost o dezbatere foarte aprinsă, cred astăzi e joi, e miercuri, a fost cel legat de rescrierea romanelor din seria James Bond pe motiv că avea conținut rasist. Sunt anumite expresii care îi deranjează pe unii și am intrat pe această temă, am avut și invitații, am încercat să surprindem ambele zone, ambele opinii vis-a-vis de ceea ce înseamnă rescrierea acestor romane și până unde merge corectitudinea politică, unde începe de pildă cenzura. Și sigur că da, a fost o provocare, o chestie destul de animată, de altfel vom continua săptămâna viitoare și cu o discuție legată de film. Pentru că și la film, iată, au apărut diverse comentarii sau diverse acțiuni prin care sunt decupate anumite pasaje din filme. Pe Aripile Vântului e cel mai celebru caz în care sunt inserate anumite precizări cu privire la faptul că ceea ce se întâmpla în acel film nu corespunde a realității pe care o trăim astăzi. De aici am pornit. Ăsta e un prim subiect la care ne-am gândit, dat fiind faptul că e o falie destul de sensibilă, adică genul acesta de, din punctul meu de vedere, genul acesta de acțiune pe care îl reclamă anumite edituri generează niște efecte destul de complicate. Dincolo de ceea ce ar putea fi chiar o cenzură, repet, aș vrea să aruncă cuvinte foarte dure, dar se generează autocenzura scriitorului sau autorului sau a regizorului de film care se va gândi de 5 ori cum să producă o anumită creație, cum să o pună în scenă, pentru că nu e așa, va veni, de pildă, o poliție a ideii să vadă dacă respectiva carte sau respectivul roman e în acceptul unui organism care decide ce e corect, corect politic, ce nu e. Și din perspectiva asta am pornit această discuție, adică, repet, părerea mea este că s-a ajuns la un exces extrem din perspectiva asta. Bun. Sebastian, a aruncat Ciprian mingea la finleu. Vedem și o întrebare pe ecran. Unde se termină corectitudinea politică și unde începe cenzura? Ce părere? Păi e vorba de cenzură aici, nu de corectitudine politică. Sau, mă rog, sunt sinonime. Corectitudinea politică și cenzura în acest caz e una dintre cele mai mari tâmpenii ale secolului 21, această idee, mă rog, mult spus idee, de a rescrie cărți, de a pune disclaimere la filme în numele corectitudinii politice. Să schimb personaje, să schimb culori, să o transform pe alba ca zăpada, într-un fel de cenușăreasă, în rochie și așa mai departe. Eu, de fapt, nu înțeleg resorturile acestei gândiri. Să te apuci să modifici cărți, personaje, date istorice, doar pentru că acele pagini nu sunt în acord cu
cu anumite valori de astăzi? Pentru că și asta e o discuție. Ce mai înseamnă? La ce ne mai raportăm astăzi? Ce mai numim valoare? Mi se pare dramatic aici, pentru că va trebui să te gândești, deschisese și Ciprian un pic subiectul, va trebui să te gândești ca regizor, ca scriitor, ca poet astăzi, la următoarele generații. Pentru că tu, dacă nu ți se va modifica opera, deci trebuie să ai viziunea lui Jules Verne, cel puțin, ca să te gândești cum vor fi dobitocii din secolul 24. Da? Cât de tolomaci vor fi oamenii în secolul 25. Nu se poate, bă. Deci ei l-au răzuit de pe piedestal pe Cristofor Columb. Da? Fără Cristofor Columb, astăzi Statele Unite erau undeva la Nuku'alofa, în Tonga. Da? Probabil. Deci nimeni nu știe unde, în ce neant ar fi ajuns continentul ăla dacă mai trebuia un secol până un alt derbedeu rasist ca și Columb venea să le aducă lor, să le pună paiul în gură. Da? E ca scena aia dintr-un film acum, Yellowstone, ăla care e succes în Statele Unite, stă una cu un pai în gură, se uită la niște cowboy și zice, sunt prea deșteaptă să mă mărit cu un cowboy. Și fata de lângă ea îi zice, ești deșteaptă, dar atunci de ce tot învârți paiul ăla în gură? Știi? Adică tot vii dintr-o lume unde, da, țărănismele sunt la pute. Așa și noi. Deci noi va trebui, gândește-te când o să apuce ăștia, de exemplu, să rescrie 20.000 de leghe sub mări. Când vor rescrie copiii capitanului Grant, când vor rescrie 5 săptămâni în balon. Eu i-am spus unei tute roșu, de la o agenție. I-am spus unei tute de la o agenție de turism. Bă, voi care vindeți Zanzibarul astăzi, voi aveți habar, de exemplu, că noi ăștia care am prins secolul trecut pe la mijloc, da? Am învățat de la, din clasa 5-a că Zanzibarul aparține de Tanzania, că de acolo plecase călătoria lui Jules Verne. Nimeni din ziua de astăzi nu știe lucrul ăsta. Pentru că ăștia, corect politic, au văzut Zanzibarul pe fereastra agenției de turism și cred că e o insulă lângă Tasos. Da? Pentru că asta e cultura generală. Dacă lucrurile vor fi rescrise, probabil că vom aduce Zanzibarul mai aproape de noi, la gurile Dunării. De exemplu. În loc de canalul Bâstroi. De canalul Bâstroi. Depinde cum o să, ce relație o să avem cu ucrainenii atunci. Bun, aici mai trebuie spus ceva, pentru că ce înțelegem de fapt prin corectitudine politică? Dacă a fi corect politic înseamnă a respecta pe cel de lângă tine, dacă el e diferit de tine, dacă are alte idei, dacă are alte opinii politice, dacă are altă culoare a pielii și dacă are alte gusturi, atunci da, înțeleg corectitudinea politică. Dar când această idee devine o ghilotină, când eu, în numele corectitudinii politice, vreau să-ți induc ție ceea ce gândesc, ceea ce citesc, modul în care mă îmbrac și toate valorile mele, e bine, atunci nu, nici măcar cenzură, nici de cenzură nu mai putem vorbi. E pur și simplu o bulversare a valorilor. Dar să știi, da? Că toate vremurile au fost așa. Da? Nu cred că, nu, aici te contrazic. Da, cum să nu? Păi da, ți-l amintesc. Și creștinismul s-a construit tot pe dărâmarea vechii religii și vechii orânduiri, dacă stai să te gândești la planul general. Păi stai puțin, când s-a spus prima dată că pământul e rotund, că toată lumea credea că e plat. Nu, că și astăzi mai cred unii că e plat. Exact. Sunt niște grupuri. Exact, vreau să spun că pe vremea respectivă ți se tăia capul. Sau erai ars pe rugi, sau m-am raportat la, da? La istoria contemporană, să spunem la ultimii 100 de ani. Toate epocile, toate secolele au avut clișeele lor. Să știi, de fiecare dată oamenii inteligenți au trebuit să se raporteze la secolul că mari pictori au pățit așa, cei mai mulți din mari poeți. Noroc că astăzi nu mai contează. Poți să scrii cele mai mari versuri din lume, nu le mai citește nici dracu. Și chiar dacă le citește, nu le înțelege nimeni. Să fim bineînțeleși aici, da? Adică poezie de nivelul celei care se scria în Franța secolului XVIII se scrie și astăzi. Nu mai citește nimeni, nu mai pune nimeni în valoare. Pentru că nu mai are nimeni tehnica asta, da? Subtilitatea respectivă. Astea lipsesc secolului. Dar noi trebuie să ne adaptăm astăzi mediocrității care ne înconjoară. Spuneam și zilele trecute la mine în emisiune. Dacă secolul 23 va fi mai puțin mediocru decât cel pe care îl trăim acum, lucrurile vor sta. Poate că inteligența va reveni la un moment. Dumneavoastră spuneți că trebuie să, asta e, trebuie să, majoritatea fiind a proștilor și fiind partea dominantă, trebuie să ne conformăm. Păi, uite-te cine conduce lumea. Uite-te, hai să facem un raport cine conducea lumea în anii 70-80 și cine conduce lumea acum. Hai să luăm mari oameni de stat din toate țările, pe cei pe care ne mai amintim, să vedem în favoarea cui e avantajul. Bun, de acord, dar și noi când apreciem trecutul, tot așa facem greșeala, cred că, a celor care se ocupă cu
trendul ăsta, cu ideologia asta de ritm. Adică vrei să-l compari, de exemplu, pe Joe Biden cu JFK? Nu, aplicăm unități de măsură ale prezentului pentru trecut. Nu cred că e neapărat foarte eficient. Până la urmă, asta produc societățile, asta avem. Problema care, așa cum o văd eu, raportată la acest trend, e că aplicăm, repet, unitățile de măsură, standardele de azi, pe o lume a trecutului. Cred că ar fi trebuit să evoluăm, să fim peste ei, pentru că respectivii, Kennedy nu știa ce e internet, n-avea telefon mobil, da? Era un pitecantrop al istoriei în 1963 în raport cu cei care sunt astăzi. Astăzi poți să faci orice. Nu, stați puțin, că pare că eu m-am transformat în avocatul proștilor și că îi legitimez acceptându-i. Nu, e o discuție. Eu cred că asta e mersul, așa e mersul lucrurilor, asta au generat societățile. Și până la urmă relaxarea asta socială de care cu toții am avut parte până după cel de-al doilea război mondial încoace a produs genul ăsta de derapaje. Eu credeam că întoarcerea la preocupări nu știu, care țin de lucruri esențiale, aproape primitive, hrană, energie, ne va întoarce cu toții asupra unor lucruri cu adevărat esențiale. Eu credeam că povestea asta cu politically correctness, cu cancel culture sunt cumva ferestre închise, dar iată că ele se întorc. Asta ne arată ceva, ne arată că războiul de fapt s-a permanentizat în viețile noastre și că instinctele din nou tind să ni se atrofieze. Suntem la începutul erei astea. Exact. Ea este la primii pași. Ea va dura un timp, nu se știe cât, poate să dureze chiar un secol. În funcție de cât este lumea de prost pregătită și de cât acceptă niște idioții. Da, e aproape fascinant cum am ajuns să trăim în plină distopie orwelliană, exact, în care funcționarul ăla se ducea zi de zi la muncă și avea un task, să funcționarul la Ministerul Adevărului, să rescrie titluri, să rescrie conținut, să rescrie, să scoată poze, să reintroducă formule. Am prins epoca Ceaușescu, totuși, da, cel puțin finalul ei, așa era și atunci. Deci, sigur, păstrând proporțiile apropo de curgerea timpului, dar așa se proceda și atunci. Te duceai la serviciu, de exemplu, să-l scoți de pe generic pe ăla care avea o nepoată în Canada. Asta făceai tu dimineața când plecai. Aflai seara de la Europa Liberă sau îți trimitea vreun securist informația asta și tu a doua zi te duceai și tăiai cu foarfeca pe ăla. Niciodată ăla nu mai putea să apară. Astea sunt niște idioțenii pe care timpul, arta, literatura, cultura nu le înghit. Da? Noi, de exemplu, iată, acum suntem la proba timpului. N-au trecut decât 20 de ani, ceea ce la scara istoriei nu înseamnă nimic. Și condamnăm deja acele atrocități, acele mârșăvii monumentale. Și mai e ceva. Ce o să facem peste 50 de ani? Să spunem că anii ăștia au fost o catastrofă. Dar mai e un aspect, un detaliu de context. Cine pune până la urmă în balanță opera acestor titani? Nu știu, că nu e neapărat doar cazul ăsta. Poate ușor frivol pentru un domnule, cărțile James Bond. S-a mai pus problema și la literatură serioasă. Nu, s-a ajuns până la Shakespeare, exact, peste tot. Cum și atunci te uiți cine a scris operele respective și ne pune astăzi pe cântare. Adică, cred că de aici trebuie începută problema. Are cineva căderea, autoritatea, fie ea și intelectuală, morală, să aibă genul ăsta de abordare și problema e că nimeni nu se contrapune acestui curent, adică... Nu, sigur. Avem noi o discuție aici marginală într-un studio de televiziune. Acum. Da, tendința și... este să nu te opui. Dimpotrivă, ni se atrage atenția, suntem sancționați. Exact. Există niște autorități care își imaginează că ele vor străbate timpul și noi nu. Atenție! Sunt unii care își alocă o viziune, așa cum au făcut în pandemie. Planeta a fost puerilă, trebuie să recunoaștem. Ridicol. Noroc că n-au ucis. Ridicolul că muream cu toții. Atât erau de proști. Ăia care ne sancționau pe noi. Polițiștii, securiștii, cum ar fi zis Binescu. Uite că în Italia s-au pus câțiva sub acuzare în alt oficial italien. Ăștia ne sancționau în numele anilor 50 pe care nu-i prinseseră. Da? Ziceau că ne trimit la aiut și la gherlă, așa eram tratați, că veneam și emiteam la televizor câte o părere. Uite, domnule, veneam și ziceam, uite, domnule, ce zice presa din Elveția sau din Paraguay. Nu zicea CNA-ul. Nu, că domnul Arafat a spus altceva. 5.000. Corect. Dar 5.000 la scara timpului. Ce o să zică ăla când o să mă citească pe mine sau o să mă frunzărească pe YouTube peste un secol? Că a avut dreptate CNA-ul că m-a penalizat la un mileniu de pandemie, când toți am dat kicks în pandemie. Deci este ridicol deja la 2 ani distanță. Iată că viziune cel puțin n-au avut cei care ne penalizau, pentru că acum dacă te duci undeva și vorbești despre pandemie, să udă aia și pufnezi de râs.
dacă de cretin era. Mai puțin cei care nu au mai rămas în viață. Că primele 6 luni, noi n-am știut dacă să luăm paracetamol sau Nurofen. Deci 6 luni a trebuit până am știut exact cum să tratăm prima febră. Și 6 luni, atenție, dacă tot stăm la capitolul ăsta, dacă să purtăm mască sau nu. Exact. Și dar împărțeam amenzile pe stradă. Nu ți-mi minte că dacă te prindea că ai dus câinele la pișat mai degrabă în partea stângă decât în dreapta unde aveai locul, te amenda, bă. Și zicea așa, ai 2000 amendă și când îți venea acasă îți dădea 10.000. Cazul de notorietate, cum am pățit-o eu. Da? Ăla, când s-a dus la serviciu, nu, dar chiar așa s-a întâmplat, s-a dus la circă și a zis, cine e? Da, domnul Banciu. O, păi și i-ai dat 2000. Dă-i 10.000, că ăsta e ăla care ne înjură seara. Așa s-a întâmplat. Da? Că am mers pe firul problemei să vedem unde s-a întâmplat. Și am ajuns în instanță și ne-a anulat. Normal. Judecătoarea că a spus, domnule, ăla avea 4 clase, numai astăzi este jurnalist. Și am scăpat. Dar bă, totuși am trecut cu asta, toată presa m-a înfierat atunci că am luat amendă. N-a scris niciunul când mi-a anulat-o. Foarte interesant. Da? Astea sunt idioțeniile timpului. Dar au pățit oameni mai mari decât noi în istorie. Unii dintre ei au plătit cu viața și au fost reabilitați peste câteva secole pentru lucrurile geniale pe care au spus că nu le înțeleseseră niște idioți. Sabin, haideți, venim și la tine. Te rog frumos, care e părerea ta despre subiectul acesta cu corectitudinea politică și cine ar trebui să stabilească ce e nu și ce e corect politic? Este corect să vorbim de corectitudinea politică de astăzi aplicată, nu știu, unor romane scrise până la urmă în cu totul altă realitate? Asta e cancel culture. Asta este altceva. Este fica mai puțină școală a corectitudinii. Da? E o consecință. Dar dacă ne amintim, și aici se vede niște lucruri, două lucruri. Diferența între America și Europa. În America, corectitudinea politică în secolul XIX însemna să vezi dacă există standarde gramaticale în textele juridice, administrative, etc. Adică o chestiune, bă, ok, ca să înțeleagă toată lumea. În Europa, corectitudinea politică a fost pusă de legi. Și paradoxul pe care îl trăim noi acum este că cele mai capitaliste societăți vin și se adapă din cana asta leninistă, da? Și vă dau un exemplu, două exemple, din Marea Britanie, care este capitalistă prin excelență. Uite, BBC-ul a renunțat la formula înainte de Hristos și după Hristos, da? Și a venit la ceea ce aveam noi pe timpul lui Ceaușescu, înaintea erei noastre și după era noastră, da? De ce? Nu cumva să se ofenseze cei de altă religie. Asta mi se pare o porcărie. La fel, tot în Anglia nu mai ai voie să folosești cuvântul brainstorming pentru că nu știu care bolnav de epilepsie s-ar putea simți cumva lezat pentru că amintești de boala lui. Adică sunt niște exagerări incredibile. Eu sunt de acord să există o anumită corectitudine, dar privită prin etica societății. Adică nu este normal să-l jignesc pe unul cu tot felul de cuvinte doar pentru că are o altă culoare, altă religie, altă limbă ca mine. Sabin, dar de aici până este noua stângă. Dar alea sunt pedepsite de codul penal. Adică nu... Știi, vreau să te întreb, Sabin, există un termen, de exemplu, pentru bradul ăla din Grand Place de la Bruxelles? Că știi că n-au mai, belgienii nu mai fac Crăciunul tot așa, ca să nu deranjeze politic, pentru că în Belgia... Sărbători de sezon fericite. Exact, în Belgia nu mai sunt, a venit Moș Gerilă la ei, cum venise și la noi la un moment dat. În Belgia nu mai sunt belgieni, Sabin. Păi atunci... ăsta este paradoxul. Paradoxul este că noi vrem la capitalism, da, și încercăm să recuperăm niște decenii, ei s-au cam săturat de capitalism și mai au câte ceva din etica și echitatea socialistă, cum era pe vremuri. Exact. Adică, dintr-o dată, eu nu sunt, cum să zic, jignit dacă cineva ține Ramadan. Poate să fie vecinul meu, gard în gard. Să trăiești vecine, eventual, nu știu, ne salutăm, ne dăm mâna, bem o cafea. La capitolul ăsta, România, chiar dacă e vreun plus în dreptul României, chiar suntem mega relaxați în ceea ce privește celelalte etnii, celelalte confesiuni. Aș spune că suntem mega relaxați pentru că cum nu noi suntem? În mentalitate... Chiar... Nu-mi spun de ce. Pentru că noi încă avem probleme că spune nu știu care steagul secuiesc. Că poate din Ardeal se văd lucrurile mai diferite. Da? Avem totuși 17 minorități în Parlamentul României, Sabin. Minorități care nici nu există în realitate. Avem unul de mere la guvernare mereu. Aici este. Stai un pic. Aici avem altă problemă. Aici avem altă problemă că pentru că noi ori facem lucrurile sub măsură, ori asupra de măsură. Nu facem lucrurile normal. Mă băie să vedem câte minorități sunt în România. Da? Noi vorbim despre minoritățile din Ucraina, da? Dar 0,5% se declară moldoveni, nu români. 0,3% se declară români acolo. Dacă mergem în Timok, o să vedem că limba română este oficială în Voivodina, alături de încă vreo 4 sau 5, dar ei nu se declară români, se declară vlahi.
noi avem o problemă cu, cu consistența noastră identitară și felul în care promovăm linia asta identitară. Putem să-l facem pe ăla din Timor să spună, bă, eu nu sunt vlac, sunt foarte mândru că sunt român, pentru că, uite, mă duc la Timișoara, mă duc la București, arată bine, Uniunea Europeană. Adică, cumva, trebuie să dai ceva în schimbul identității asumate de celălalt. Celălalt de peste graniță. Că noi vorbim despre românii de peste graniță, despre diasporă. Să știi că românii aia, de multe ori, sunt mai consistenți identitari, ca să păstrez formula, decât noi. În Barcelona, am văzut într-un garaj, la o doamnă care a plecat dintr-o bancă, s-a mutat, mă rog, în Catalunia, da? Un muzeu. Și a pus acolo o chestie, niște straie vechi. Și veneau spaniolii să se minuneze și le plăcea și mai mult decât atât, se auto-invitau de Crăciun ca să asculte colinde, pentru că ei nu le mai aveau. Noi nu știm să relevăm lucrurile astea. Noi am pus, ai văzut, ministrul ăla de la turism, da? Au pus niște pietricele acolo, forma României, aplauze, cocărdăul tricolor, un selfie cu târgul de turism și a rezolvat cu identitatea și cu turismul. Asta este problema la noi. Că nu știm. Nu aduce oamenii aia care sunt școliți pentru chestiunea asta. Pune oameni care, cum să zic, nici în ședința de partid de la Partidul Comunist Român n-ar putea să ia cuvântul și acum sunt miniștri și parlamentari. Hai să o spunem pe-a dreaptă. Bun. Ciprian, te rog să continui discuția. Da, să știi că noi am pregătit și niște sincroane. Acum noi suntem invitații tăi, Andrei, dar am înțeles că noi trebuie să facem topicul pentru ediția din seara asta, pentru că am avut ieri două viziuni diferite în emisiune. Au fost doi profesori universitari și a fost și un jurnalist în emisiune. A fost profesorul de comunicare și sociologie, Vasile Dâncu. Mergea cam pe aceeași linie pe care o împărtășim cu toții astăzi în emisiune și sigur că da, l-am avut și pe Doru Pop, e critic de film, e profesor la Facultatea de Teatru și Film, care avea cu totul altă opinie vis-a-vis de ceea ce înseamnă rescrierea și, sigur, reinterpretarea anumitor pasaje din filmele care sunt astăzi, iată, rulate. Eventual, dacă nu știu, dacă credeți că... Bun, păi să-i luăm pe rând, să vedem prima dată pe Vasile Dâncu, nu? Dacă ne apucăm să rescriem operele sau să dăm jos statuile, e adevărat că nici Shakespeare nu poate rezista, dacă ne uităm bine, nici un mare scriitor care a fost exponentul timpului lui, pentru că așa este literatura sau arta, sunt legate într-o formă sau alta de timpul în care au fost făcute. Nu cred că astea trebuie să fie trecute neapărat în devaraua istoriei pentru ideile noi deschise pe care le avem astăzi. Eu cred în egalitate și cred că, din păcate, societatea contemporană este plină de rasism, este plină de inegalitate, dar în numele acestei egalități sau în numele promovării, nu cred că ar trebui să venim cu rasisme inverse. Deci cred în echilibru și cred într-o luptă dreaptă pe piața culturală. Riscăm, Sebastian, să cădem în zona asta de rasism invers, așa cum spune domnul Dâncu? Păi am căzut deja și aici mi-amintesc de un interviu dat de Andrei Șerban, mare regizor român, întors din America, care a dat un exemplu concret. La Eugenia Vodă, da. La Eugenia Vodă? Mm-hmm. Și a dat demisia, nu că proaspăt întors, a zis că nu a mai rezistat. Da, da, în sensul ăsta, proaspăt întors în România după o viață petrecută în America. A plecat la finalul anilor 60 în America și a explicat foarte clar că s-a scos un post la concurs și trebuia neapărat angajat un actor negru și gay. Ca să... Cum e pe Netflix acum. Da. Nu este niciun film fără să nu vezi o scenă de tipul ăsta. Știi ce aș vrea să spun aici apropo de rasism? Nu există. Vezi, mă rog, actori ce de culoare dintre oameni zona aristocrată a Marii Britanii. Nu știu ce e aia rasism. Deci rasismul ăsta de superficialitate pe care îl taxează autoritățile este de fapt o contramăsură la modul în care este privită lumea. Deci tu devii rasist ca o măsură de protecție împotriva acestui political correct. Da? Te aperi fiind, adică răbufnești, scos ce este mai rău în tine, din acest motiv, pentru că nu ești lăsat să-ți expui ideile sau conceptele pe care le ai. Cei mai mulți oameni nu ajung în profunzimea termenului. Nu știu ce este rasist, pentru că nu ești rasist că vii și spui la televizor o vorbă. Rasist este ăla care îl împiedică pe cutare să-și desfășoare activitatea, să-și desfășoare viața în condiții normale și care îi creează un prejudiciu.
Nu faptul că tu vii și stigmatizezi o situație. Înțelegi? Asta e diferența. Deci eu nu cred absolut deloc astăzi că societatea este rasistă. Habar n-are societatea ce e rasismul. Ea însă are această platoșă pentru că vede că tu... Să spui și tu ceva contra. Rețelele de socializare te duc în domeniul ăsta. Anonimul, da, de pe rețelele de socializare are acest avantaj. Și atunci el așa se apără. El este un nimeni, n-a reușit în viață că nu mai e nevoie de oameni pe planetă, s-a robotizat activitatea, vede că nu se mai încadrează nicăieri. Populația e prea mare ca să se mai reușească să intre în tiparele pe care le cere lumea de astăzi și atunci el răbufnește și are această atitudine. Dar nu este profund rasist. În interiorul lui nu și-a pus niciodată problema așa. Reacționează pentru că vrea să fie contra acestei societăți bolnave. Însă oamenii sunt atât de slab pregătiți încât ei taxează numai superficialul. Nimeni nu stă să vadă de fapt în interior ce se întâmplă. Noi suntem victimele numai unor reacții de suprafață. Absolut. Numai o reacție subvață, nu este nimic. Rasist e ăla care te-a persecutat 20 de ani la serviciu. Deci nici rasiștii nu mai sunt ce au fost, nu? Nu mai sunt. Da. Pe vremuri, de exemplu, lucrai în Târgu Mureș, domnul Ciprian, da? Și trebuia să vorbești la locul de muncă 20 de ani numai în limba maghiară. Pentru că n-aveai niciun coleg român. Ăsta este un rasism. Dar el n-a fost niciodată sancționat. Oamenii n-au răbufnit. Da? Ardelenii, târgumureșenii, clujenii au învățat limba maghiară și s-au descurcat. Au vorbit 20 de ani numai în maghiară la serviciu. Ăla era un rasism. Pentru că tu n-aveai voie, dacă vorbeai în românește, erai marginalizat, erai trecut deoparte. Toate localitățile din zona respectivă au trăit așa în perioada respectivă. Nu era Ceaușescu. Cred că avem o opinie contra. Da? Așa stăteau lucrurile. Păi eu vin de acolo și îți explic. Am locuit într-un bloc în care din 20 de familii, 17 vorbeau numai în limba maghiară. Da? Dacă nu vorbeai în maghiară, de exemplu, acolo erai marginalizat. Că aveai doar 3 prieteni, 17 erau împotriva ta. Ăsta era un rasism, da. Dar cei care au răbufnit ulterior nu sunt rasiști pentru că au vrut să spună lucrurilor pe nume. Au vrut să intervină într-o situație care era anormală. Nici în Marea Britanie, că ați pomenit-o mai devreme, a anilor 70, nu se vorbea limba persană sau nu știu ce dialect hindi în scara blocului. Astăzi, dacă nu vorbești hindi, ești marginalizat, evident. Dar în anii 70 puteai încă să vorbești în limba engleză. Da, acum ajungi premier. În curând o să ajungă prim-ministru în Marea Britanie. De fapt, a și ajuns. Da. E o situație în Marea Britanie. Ți-am dat un exemplu de rasism care n-a fost niciodată sancționat în România. Ce discutăm noi aici nu este rasism. Că eu nu te împiedic pe tine, Ciprian. Eu doar atrag atenția. Alta este ca tu să nu mă lași 20 de ani la locul de muncă, de la 8 dimineața până la 4 după amiaza, să nu vorbesc decât într-o singură limbă, care nu este limba națională a statului român. Ăla este rasism, dar pentru aia n-a plătit nimeni în România. S-au adaptat cei care erau mai inteligenți și au învățat limba respectivă. Iată, ți-am dat un exemplu concret, că îți convine sau nu, asta este, nu că vin eu la televizor și mă cer cu Ionuț Chistache, eu nu îl periclitesc cu nimic, că el în momentul când a plecat de aici face ce vrea. Acolo nu, a doua zi te întorceai și vorbeai la fel. Nu vorbeai așa, îți schimbai locul de muncă. Ceaușescu îți dădea un alt loc de muncă, dar te duceai la faianță. Da, ăsta este rasism. Eu vreau să vin în Târgu Mureș, că tot din Târgu Mureș să știu. Chiar premierul de acolo a criticat acea editură care a avut, iată, să rescrie. Da, eu v-am dat un exemplu concret. Deci asta nu-i pe auzite. Eu ți-am dat un exemplu de viață. Deci vorbiți maghiară? Eu nu. Eu nu lucram în momentul respectiv, eram doar elev. Dar eu am mai povestit asta. Voi nu știu dacă știți, deși sunteți ardeleni. În epoca Ceaușescu în Târgu Mureș, la școli se intra, pe intrarea din stânga intrau românii și pe intrarea din dreapta intrau maghiari. Iar în pauze, că atunci iarna dura 3 luni, nu ca astăzi, ne băteam ca israelienii cu palestinieni. Aveam bulgări și în mijlocul bulgărului era câte un pietroi. Da? Și românii le scoteau ochii ungurilor și ungurii le scoteau. Despre asta n-a vorbit. Eu am fost primul, că de asta sunt jurnalist, am venit la București și când le-am spus asta, m-au atras, m-au dus la Consiliul de Judecată, nu știu, și mi-au pus capul pe ghilotină. La Consiliul Discriminării, unde este șeful ungur. Un șef este un ungur și vice-șef este tot un maghiar. Ca să nu mergem pe o singură variantă, că și eu am trăit în Târgu Mureș, tot de acolo vin. Așa. Și uite, eu nu știu ungurește, știi de ce? Pentru că veneau mamele colegilor mei maghiari
și spuneau, vă te rog frumos, Sabin, vorbește românește cu Ioșca și cu Ghezo sau cu nu știu care, să învețe mai bine românește, care probleme la ora de limbă română, că l-a luat în vizor. Pe de o parte. Pe de altă parte... Da, există așa aspectul ăsta. Eu ți-am dat exemplu de rasism. Ăsta nu e rasism. De aia nu l-am... Auzi, uite, îți arăt un alt... un document am trimis acum, felul în care Ceaușescu, pe modelul brătian, a colonizat Târgu Mureșu, aducând 30 ceva de mii de familii din altă cultură, foarte onestă, cultura din Moldova, cultura din Muntenia, doar ca să schimbe echilibrul etnic. Sigur, dar așa a făcut și la Covasna, știu. Așa a făcut și la Covasna. L-avem pe ecran. Evident, așa e. Pe ecran. L-am trimis acum. Dar uite, îți dau un exemplu ca să ne mai și destindem. Da. Și eu și Ianoș o iubeam pe Erica, dar nu știam că se soaică. Și ne băteam ca orbi, bine, cuvinte, în țigări, în tot felul de astea. Știi ce a făcut Erica? A fugit cu un rom în Ungaria, în Germania, că era săsoaică și ăla era un rom sas. Și a rămas amândoi cu bulu-bulu. Ceva de genul ăsta se întâmplă astăzi. În loc să vorbim despre români și despre unguri, băieți, n-avem autostrăzi, n-avem școli. Fică mea în clasa 10 și din clasa 0 până în clasa 10 n-a avut. Sunt de acord cu asta, dar nu contează. Când ți-a nenorocit viața, Sabin, ți-am dat un exemplu, da? Când lucrezi într-un loc, tu vii din Galați, să zicem, cum ai spus foarte bine, da? Am avut gălățeni care... Am avut profesoară de matematică la liceu, la Târgu Mureș, din Galați. Da? Ea a fost obligată să învețe limba maghiară, deci era moldovean că s-a dea. Când a venit, vorbea cu un accent de moldovean, de credeai că e de peste Prut. A trebuit să învețe limba maghiară, nu din plăcere, pentru faptul că era izolată în comunitate, ea ne-a explicat. A învățat maghiară, așa, prost, simplu. Da, nu e, ăsta este rasism, scuză-mă. Ea dacă, dacă nu era obligată mutăm, să facă asta... Dacă ne mutăm amândoi în Spania, evident că dacă nu știm limba, suntem izolați. Dar nu mă, stai puțin, că ea era în România. Ea era în România, te înșel. Trebuia să învețe la Târgu Mureș limba română, nu maghiară. Era într-o comunitate cu altă cultură. Da, dar nu contează. Putea să fie în Dobrogea, într-un sat tătărăsc. Dar nu contează, că n-ai dreptate. Înveți dacă vrei. La Târgu Mureș învățai că trebuia. Nu era o alegere. Mai mă înțelegi? Dacă vrei să te integrezi. N-avea ce să facă, pentru că profesorii, colegii erau toți unguri. Păi cum să stai izolat 30 de ani? Asta înseamnă rasism. Tu veneai la serviciu, predai matematică și trebuia să vorbești în cancelarie în maghiară. Nu fă pe naivul, că nu-ți răspundea nimeni la salut în limba română. Că ne-a explicat ea la clasă. Eu n-am pățit de asta. Păi, n-ai pățit tu de asta, nu înseamnă că nu există. Și bunicii mei tot în Târgu Mureș. Nici eu n-am pățit, dar au pățit. Noi eram mici, mă, și noi aveam câte o Erica și câte o Cilo și câte o... și câte o Emeșe. Cu toții am trăit în comunitate, dar ne-am adaptat forțat, nu că așa voiam noi. Tu ți-ai pus problema înainte de 89 dacă ești român sau ungur. Nu. Că eram acolo toți într-o... Nu, dar părinții noștri și-au pus, că erau mai inteligenți și mai în vârstă decât noi. Noi nu trebuia să ne punem problema asta. Noi ne puneam problema dacă scăpăm vreodată de Ceaușescu. E adevărat. Nu știu, punea problema dacă o să mă iubească Erica. Exact. Da, ne trecea, că de-aia erau destule. Fiecare generație cu traumele ei. Sigur, dar hai să nu minimizăm. Dar nu înseamnă că dacă ție nu ți s-a întâmplat, lucrurile nu există. Ăsta este rasism, ce ți-am dat eu ca exemplu. Nu faptul că eu stigmatizez un negru apărut într-un film Netflix. Ăla nu e rasism. Aia este un sarcasm, este o glumă, este o ironie. Rasism înseamnă să te duci 20 de ani la muncă și să nu poți să vorbești în limba ta maternă în țara ta. Ăla e rasism, tată. În momentul în care se fac, iată, astfel de solicitări pentru rescrierea unor romane, se leagă de niște elemente extrem de subțiri. De pildă, cum e termenul grăsan. Adică, într-o conversație între doi prieteni, nu îl face pe altul, băi, grăsane. Nu știu, dar astea sunt puerilități, mă. Asta-i puerii. Ți-am spus, asta nu se influențează viața. Nu e rasism, e o tâmpenie. E un clișeu. Eu pot să fac abstracție de el. Ceea ce ți-am explicat mai devreme nu se poate scoate din context. Da? Vrei să spun că dacă vii și te țin legat în lanțuri 20 de ani la televiziune în fiecare zi, vei suferi de asta? Sau legat de o bâtă? Sau îți dau să mănânci numai fiertură de nu știu ce? Vei resimți? Nu e același exemplu. Grăsan, idiot, astea sunt niște lucruri de care treci repede. Cele pe care ei le cer scoase din și rescrise în aceste romane. Adică frizează în mod categoric ridicolul. Sigur, dar noi ce vorbim nu este ridicol, că tot era subiectul ăsta, da? Dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, v-am povestit și eu niște lucruri care pot fi probate, nu de unul,
ci de 1000 de oameni, oricând. Ionuț, da? Se pare că taxăm rasismul superficial sau în rasismul România? În România și nu, în lume, că vorbim și despre romane străine și așa mea, mai. Eu vin dintr-o regiune în care erau vreo 14 etnii, am avut în clasă și în liceu și în clasele primare și așa, am avut, nu știu, 6-7 etnii, n-am ținut, am, după aia, după ce am terminat, am aflat știu, dar încă o dată, adică, Ionuț, da. arta aici și viziunea, da? Nu este să te raportezi la tine. Nu, corect. Mie putea să-mi fie bine toată viața. Nu. Ca jurnalist, dar mie trebuie să relatez. Adică nu contează că dacă eu n-am avut, așa cum zice Sabin, bun, nici eu n-am suferit de problemele astea. Da, alții am suferit. Dar dincolo, dincolo de nu e același lucru. Emoția asta pe da. Care v-a marcat, credeți că suntem rasiști? La ce? La ce te referi? Rasiști la ce? În raport cu celelalte... Ca popor. Da, ca popor. Am zis mai devreme, la raportul superficial suntem. Iar în ce descriam eu mai devreme, din potrivă, nu noi eram rasiști. Uh-huh. A, alții. Păi absolut deloc nu eram. Noi ne adaptam unor cutume, da, în propria noastră țară. Da? Pentru ce? Eu când am mers la școală, mi s-a spus că limba oficială a țării este limba română. Amai, eu nu știu dacă, cum zice Sabin, nici eu n-am învățat maghiară pentru că tata mi-a spus că trăim în România. Și nu sunt obligat, mai bine să învăț franceză și engleză. Uite că franceză am învățat, engleză n-am reușit. M-am apucat de germană, de spaniolă, în fine. Mie așa mi s-a spus. La școală, doar așa directoare ne-a spus, dom'le, Târgu Mureș face parte din România. Aici se vorbește limba română. La clasă trebuie să vorbiți corect. Măcar am reușit să învăț să scriu corect în românește. Nu ca Lăcătuș și Pițurcă care nu știau să-și ortografieze numele, de exemplu. Am reușit să scriu corect în limba română. N-am mai apucat să o fac și în maghiară pentru că trăiam în țara asta. Da? Erau facultativ dacă făceam lucrul ăsta. Atenție, da. Am ajuns la concluzia că și dacă pomenesc despre problemele astea, eu sunt de vină. Nu cei care le-au comis. Băieți, nu eu îi obligam pe oameni să facă asta. Eu am venit 30 de ani mai târziu ca un cronicar, da? Ca un scriitor, să relatez ceea ce s-a întâmplat, pentru că ăia lucrează în metalurgie și nu puteau să o facă la televizor. Eu sunt rasist? Că așa mi-a zis CNCD-ul. Da? Acum mi s-a terminat domnul Sabin German după 7 ani, faimosul proces de la Kaufland, când un cetățean la Miercurea Ciuc sau la Odorheiu Secuiesc a vorbit în limba română și n-a fost servit de un vânzător maghiar, de etnie maghiară. Dar a manipulat. El a manipulat acolo. Da. 7 ani m-a trimis CNCD-ul prin tribunale și acum s-a clasat în favoarea mea. Am câștigat procesul după 7 ani. 2016, suntem în 2023, au trecut 3 săptămâni de când am primit un plic de 80 de pagini de la Tribunalul București și am câștigat. CNCD-ul a recuzat judecătorii care ne-au dat câștig de cauză după primii 2 ani, spunând că am fost judecați de români în România. Și au reușit să amâne. Procesul s-a reluat de la zero. Am fost chemat la poliție. Aveți, asta este o mare porcărie. Am fost chemat asta la poliție, da, la circa principală de poliție din municipiul București, să dau cu subsemnatul, cu avocatul de mai multe ori, ca să explic. Și eu le-am spus, domnule, eu sunt cronicar, n-am fost la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiesc, dar am relatat la televizor această faptă. Că-i bine, că-i rău, nu contează. Eu am relatat-o așa cum s-a întâmplat. O fi fost manipulare, noi așa am văzut în ziar. Am avut documentele, așa scria acolo. Da? Pentru asta am fost trimis în instanță și m-am judecat prin tribunale 7 ani ca să demonstrez că un cetățean român avea voie la Cristurul Secuiesc sau unde a fost să vorbească în limba română într-un magazin. Și dacă existau vinovați, erau ori românul care a vorbit în română nenorocit în țara lui, ori cetățeanul care l-a servit și care a vorbit în limba maghiară. Nu eu care am relatat la televizor fapta. Deci asta vreau să vă spun despre superficialitate. Vă dați seama ce tâmpiți sunt toți ăștia care mă acuzau pe mine? Păi eu n-am fost acolo, bă. Ce puteam să tac? A, să nu s-a întâmplat nimic, atunci nu sunt jurnalist. Eu am venit și am relatat fapta, că e bună, că e rea. Și despre război se relatează la fel. Nu eu am tras cu Kalașnikovul la Odorheiu Secuiesc. Am fost târât în tribunale, domnul Sabin, că am spus că mi-e tot una unde sunt osemintele soldaților români îngropate în Harghita sau în Bacău. Mi s-a spus că eu sunt rasist și sunt anti-maghiar, pentru că e o ironie care nu merge între Bacău și Harghita. Și am proces pe această temă cu CNCD-ul, pentru că am fost singurul jurnalist care s-a opintit. Eu am zis așa. Dom'le, nu mă interesează unde sunt vărsate osemintele, că tot în România sunt și în Harghita și în Bacău.
Și n-a mai zis nimeni lucrul ăsta, toți au tăcut mâlc, ONG-urile n-au sărit, să zic, are dreptate, domnul Balciu, măcar geografic vorbind, Harghita e pe teritoriul României. Atâta geografie cunoașteți, domnilor. Eu am zis, bă, și Bacău și Harghita sunt tot în România. CNCD-ul m-a trimis în instanță, sigur că i-am făcut. Dar ei fac apeluri și ajungem în pânzele albe, o să mai dureze nu știu câți ani. V-am dat niște exemple concrete. Asta înseamnă rasist. Da? În țară la tine să fii batjocorii de niște netrebnici, pe niște lucruri că nu mă puneți mie în gură că sunt nu știu cine, Vadim, Tudor, nu știu ce, că nu sunt. În primul rând că eu nu iau șpagă, în primul rând că sunt un om corect, dar eu spun lucrurile pe nume, nu am făcut partid, sunt jurnalist. Lucrurile astea există. Că o să mă trimite și pe mine în judecată, că le-am spus, bă, îngrijiți-vă și de, de mormintele alea oficiale ale soldaților români. Am spus și eu asta. Lăsați repede în secuime ca să vedeți ce. Să fie puțin acolo cu fundul pe cruce, să urle afară cu ea din țară, cum se urlă de obicei. Și la 10 km era cimitirul eroilor români plin de buruieni. Da? Știu asta, da. Acum aștept și eu să mă trimită în judecată. Și atunci o să ne băgăm picioarele în tot ce înseamnă, cum să zic eu, activarea asta împotriva presei. Că aici noi avem o problemă. Noi presa avem o problemă. Noi dacă am face un sindicat, da, în care să mergem să-i luăm de barbă pe ăștia, pe pițifernici ăștia, puțopalmiștii din politică, să le spunem, bă băieți, tu nu ai dreptul să vii să-mi cenzurezi relatarea. Exact, atenție, asta am făcut. Eu n-am fost acolo să-i dezgrup eu. Evident. Fii atent, Radu, la Frankfurt, da, la un moment dat, la Hamburg, da, o doamnă, președinta, nu știu ce, super partid, extremist, l-a dat în judecată pe un gazetar că a făcut-o așa, vacă ordinară, cretină și în tot felul. Știi ce a spus justiția? În momentul când ați mers în piața publică, v-ați asumat statutul de persoană publică, va trebui să suportați nu doar aplauzele, va trebui să suportați inclusiv criticele exagerate. Și gazetarul a scăpat. Așa, închipuieți o chestie de asta în România. Am scăpat și eu, să știi, nu am câștigat procese cu CNCD-ul fără probleme pe din astea. Înțeleg cum e. Și mie mi-a spus judecătoarea la fel. Sunteți jurnaliștii, sunt oameni politici. Am trecut prin asta. Cum să nu? Numai că asta înseamnă cheltuieli de judecată, cheltuieli de avocați, da, ani de zile. Până să termine, ei fac recurs. Te mai duci odată, iei de la zero. Ăsta e rasism. Da? Faptul că suntem împiedicați să ne facem meseria timp de ani de zile. Nu odată, nu e o ironie. Sunt al 10-lea proces de tipul ăsta cu niște nemernici. Pe care nimeni nu-i acuză de nimic în această țară, ne lăsându-ne să ne facem treaba. Sunt jurnalist onest, bă. Da? Nu iau șpagă de la nimeni, nu fac comisioane. Mă duc și spun adevărul la televizor, ăla care e. Mă doare, nu mă doare, trebuie să-l spun. Așa s-au întâmplat faptele. Dacă s-au întâmplat așa, cum să nu le relatez? Bun, haideți să schimbăm subiectul. Ați propus mai multe subiecte. Ciprian, prima dată vin la tine. Un al doilea subiect ar fi legat de autointitulatul rege al romilor, nu? Care se îndreaptă spre un adevărat proces cu Biserica Ortodoxă Română. Spune-ne tu mai mult despre ce e vorba și dezbatere. Încearcă un proces internațional pentru perioada în care aceasta ar fi ținut în erobie comunitatea de rom. Eu m-am dus cu acest subiect în prelungirea a ceea ce am discutat mai devreme. Și e foarte interesant, pentru că s-a discutat foarte puțin în epocă despre faptul că nu ne vine așa în rutină, în comunicarea rutinată, regele romilor. Și acum înțeleg că avem un rege internațional care e acest Dorin Cioabă, care a dat în judecată, sau urmează să dea în judecată biserica majoritară, și mai avem pe fratele lui care e regele autohton, regele național, pentru că și-au defalcat aceste romii. Aveai pe Vărus-o care era împăratul internațional. Asta, împăratul Iulian. Dar știi ce e interesant? E faptul că această titulatură de rege a apărut în anii 90 pentru că regimul de la vremea respectivă, administrația Ion Iliescu, încerca să minimalizeze titulatura monarhică de rege a regelui Mihai. Erau zorii democrației postdecembriste în anii 90, când, sigur că da, era contrapoderea pentru regimul care conducea România la vremea respectivă, și atunci au găsit o formulă prin care, hai să zicem, să batjocorească titulatura asta de monarh, de rege, și în speță pe regele Mihai. Astfel s-a ajuns, iată, prin anii 90 să se autoproclame sau să îl proclame comunitatea romă
pe un domn rege, după care, așa cum spunea și Sabina, mai a apărut și un, și un împărat. E, cred că e doar o formă de, de exces. Sau Dorin Cioabă își dorește să revină puțin în lumina reflectoarelor. Mi-a plăcut foarte tare o postare a teologului Radu Preda, care spunea felul următor: gramatical dăm judecată pe Dorin Cioabă. Și istoria, că dacă stăm să ne gândim, acum cine știe mai bine istorie ar putea să mă contrazică, dar Biserica Ortodoxă Română nici nu exista ca instituție în momentul în care a fost abolită sclavia în România, nu? Nu, stai un pic, că a avut pe mănăstirile ortodoxe, au fost sute și mii de robi. Dar nu asta e problema. Problema de este acord. Că, știi cum se spune? E mai mare jetul decât diametru. Acum, până să vorbim de regi, uite, eu de mâine o să dau comunicat că sunt prefectul județului Cluj. Da? Și mai mult decât atât, sunt ministrul internațional al turismului din Transilvania. Asta este ok. Nu este nicio instituție care să mă tragă puțin de barbă să spună: alo, domnul, ia vină puțin să vedem ce fel de rege, ce fel de prefect, ce fel de ministru internațional sau nu știu ce ești. Pentru că băgăm niște lucruri care țin de istorie și de o istorie adevărată și chiar dramatică a țării, îi le băgăm în derizoriu. Este ca și cum ai pune, nu știu, Rapsodia Română pe ritmuri de manele. Ori aici să vină instituțiile de care vorbea și Radu, da, băi băieți, noi ce trebuie să facem? Să facem sluj? Să fiu ca domnul Balboa, celebrul meu câine, care s-a născut sub o poiată? Adică, până la urmă, există instituții ale statului. Sau există doar pentru mine, nu cumva să îi spun ceva domnului Cioabă, să nu mă închin lui, că vezi, doamne, e rege internațional. De ce nu spune Mondialul? Că mai avem unul la Cluj, Nelson Mondialul. Și sunt simpatici așa dacă i-ai băgat într-o piesă de teatru. Dar până la urmă discutăm despre justiție, despre instituție, și aici nu vorbesc că e Biserica Ortodoxă sau altceva. Adică eu sunt regele și sunt egalul tău instituțional într-un stat de drept? Nu te tată, prin Târgăstan, Bârdăgăstan sau Bâzdăgăstan. Și stai acolo dacă tot te revendici din părțile alea. Sebastian, ar trebui instituțiile statului să intervină pe subiectul acesta, să se ducă la așa numitul rege, nu? Aici, cred că mai degrabă ar alege justiția divină care să-i facă dreptate decât justiția de la înalta curte. Chiar cine îl judecă acum pe regele Cioabă? Păi, dar ce instituție, regele Cioabă? E un individ, el ar trebui să aibă rang de președinte de înaltă curte. Practic, demnitarii statului român. Aici da. Ar trebui să se judece. Sigur, facem haz de, mă rog, Nu, că el s-ar considera discriminat dacă a intervenit așa. S-ar adresa instanțelor internaționale care i-a dat dreptate. La CEDO. Sigur, și ei dau dreptate lui. Pentru că noi nu-i respectăm rangul. Exact, nu-i respectăm rangul, drepturile, statutul. I-ar da dreptate 100% lui. De asta au și tupeu. Ele sunt însă corelate, toate aceste acțiuni, iarăși cu timpul pe care îl traversăm. Pentru că regele Cioabă nu făcea lucrurile astea în 1984. Da? Știa că sistemul în care trăia nu-i permitea. Îi dădeau ei una peste gură și îl trimiteau la canal. Bun, se scrie, da? În registrul discuției de mai devreme, regele, pretinsul rege Cioabă. E fix în registrul de mai devreme, în care orice e posibil. Exact, dar astăzi el știe că este epoca în care să faci astfel de lucruri în lumea superficială. Asta e o superficialitate. Păi nu mă interesează ce rang are el, dacă pe el gramatical îl dă în judecat. Dar interesat. Deci automat n-are niciun rang teoretic. Da? Este un fel de Madame Dăncilă. Nu, dar totuși înțeleg în ierarhia lui. Conduce acolo un fel de organizație, un ONG. De interesat de văzut acțiunea cum a fost introdusă, da, în numele lui, în numele organizației. Pentru că juridic vorbind, mi se pare o speță interesantă. Da. Cum gândește un judecător de astăzi acest caz de sclavie? Păi, în urmă cu 150 de ani. Gândește ca toate judecățile sensibile. Se va ține, va trimite dosarul în altă parte. Nu e de competența lui. Nu e de competența lui. Și Biserica Ortodoxă, să nu eludăm subiectul. Biserica Ortodoxă este exact același știi de subiect. Statul nu intervine, justiția nu intervine, jurnaliștii nu intervin, Biserica Ortodoxă, acest SRL, o fantomă, da? Ne-a făcut viețile un calvar de 30 de ani cu toate inepțiile sale. Da, n-a acționat nimeni. Dom'le, suntem un stat laic. Avem dreptul să avem păreri. Da? Nu intervine nimeni că n-are curajul. Păi ne-a spus Madame Firea în mandatul ei. Așa. Da? Zice, de ce dați, doamnă, bani la Catedrala Mântuirii? Că n-ați consolidat nicio clădire. Să ne ierte, doamne, doamne. A zis, dă frică. Corect. Da, frică de Dumnezeu. Da, dar stai puțin, cum frică de Dumnezeu, fată? Pentru că Dumnezeu, așa cum îl avem noi în accepțiunea noastră biblică, le vede pe toate.
Deci tu îl păcălești pe Dumnezeu când ajungi la coada aia de pe lumea cealaltă, aia nu știe că tu erai măritată cu pandele. Nu știe cine sunteți voi, mă. Nu știe ce a făcut PSD-ul în România. Deci cum să vii cu o explicație? Bă, de Dumnezeu poate nu mi-e frică mie că sunt corect. Dacă îmi dă Dumnezeu o palmă, pe lumea aia altă o accept, bă. Mai bine decât de la CNCD. Dar ce, domnule, credeți că o să mă duc, eu o să mă duc. Întoarce de la coadă că e cu pandele? Credeți că asta nu știu, e... Eu în orice caz când o să mă cheme, o să-i spun, domnule, eu nu m-am pus, nu m-am făcut cruci, nu m-am pus în genunchi. Madam, tu nu, că ești cu pandele. Și o să-i zic, o să-mi zică Dumnezeu, dar de ce nu te-ai rugat, bă, niciodată? Și o să zic, am crezut, Doamne, Doamne, că ne-ați făcut pe pământul ăsta ca să fim de, nu ca să stăm sclavi. Eu n-am stat în genunchi. Dar pandele nu e creația lui Dumnezeu? Ba da, e o creație a lui Dumnezeu, dar n-am scos. De exemplu, că poate și Dumnezeu a avut momentele lui. Da? Noi nu știm asta. Dar trebuie să, dacă intrăm în concret... Deci practic îl faci pe Dumnezeu rasist acum. Uite. Nu, măi, dar și Trabantul era mașină. Sigur, mă poți da în judecată pentru asta fără problemă. Și are fan club, domnul. Eu n-am niciun argument. Are și fan club Trabantul, așa că vă rog frumos. Păi de aia zic, e și Pandelei om. Nu, nu, sigur, nu, de asta era doar o sarcastică paranteză nevinovată, n-are nicio valoare. Ca o păstaie sigur. De fasole în Jack și Vreșu. N-are nicio importanță, am zis doar așa, Pandele, că mi-a ieșit. Putea să n-am cuvintele la mine și nu mai spuneam nimic. Asta nu e semnificativ, iarăși e doar o chestiune de suprafață. E ca ăla care te sună să-ți vorbească despre proces, tu îi vorbești urât la telefon și după aia scrie în ziar că i-ai vorbit urât. Nu, ideea era procesul, nu telefonul. Da? Deci așa e România, că tot vorbim de superficialitate. Iar asta cu romii și cu biserica, nu o să ajungem niciodată la niciun subiect, pentru că ea nu poate fi tranșată de autorități. Nimeni nu va tranșa niciodată războiul ăsta, pentru că e prea sensibil pentru epoca asta. Poate că va veni o altă epocă. E ca dosarul Revoluției. Da. Exact, când se vor da verdicte. Și dosarul Revoluției trebuie să aștepte o altă inteligență a lumii. El s-a produs într-un moment în care lumea nu-l putea judeca. Dar au fost pictori și scriitori, am mai pomenit, a căror carieră a fost recunoscută decenii sau secole mai târziu. Deci și dosarul Revoluției și posteritatea lui Ion Iliescu mai pot aștepta. Dar o să vină poate la un moment dat inteligența la modă, din nou. Și atunci o să judece ăia pentru noi dosarul Revoluției. Ionuț, chiar nu crezi că nu se pot implica autoritățile deloc în cazul ăsta? Tu cum vezi lucrurile? În primul rând că mi se pare un non-subiect, adică e un pretins rege care vrea niște publicitate, s-a cocoțat pe evident, un tron imaginar, își ține un sceptăi imaginar în mână, își pune o coroană pe cap din aurul pe care l-au strâns generații întregi exact și își zice rege. Și noi trebuie să-l băgăm în seamă și să îi acordăm spațiu de nu mi se pare, mi se pare total irelevant, mi se pare o acțiune irelevantă. Care nu duce nicăieri și nu cred că problematica asta care ține până la urmă de istorie poate fi tranșată într-o sală de judecată. Cum stabilești competențe, cum stabilești argumente, de cum faci apărarea, ce face procurorul de caz, adică e total stupid. Trăim într-o butaforie. De așa e. Și mă lasă, va adresa după aia instanțelor internaționale. Și o să zic că e... Hărțuit de autoritățile române. Concluzia la tine, Sebastian, te rog. Da. Asta e concluzia. Vreau să văd în instanță filmul Aferim. Și în urma acestui film să tragă judecătorul o concluzie. Bun. Rămânem cu concluzia aceasta. De Sebi ne despărțim la pauză, dar ești înlocuit exact. La pauză faci schimb cu colegul tău, cu Costi Mocanu. Radu rămâne cu noi, Ionuț rămâne cu noi, la fel și colegii de la Cluj. Ne întoarcem după o scurtă pauză aici la Top News. Ne-am întors, mergem imediat la colegii de la Cluj să lanseze următorul subiect, dar mai întâi îl salutăm pe Costi. Bună seara, salut, Andrei. Cum anunțam înainte de pauză, a fost schimbarea serii, așa, ai făcut schimb. Da, cu colegul vorbeam tău. Cu Radu, ca la Nea Gigi am fost așa. Exact. A ieșit Zacman și am intrat. Exact. Bună seara. Bun, Ciprian, te rog, următorul subiect, dacă l-ai lansat pe primele două, să spunem așa, sau primul subiect, mai bine spus, că al doilea a fost în completarea celuilalt subiect, ce ne-ai mai pregătit? Păi am mai pregătit multe, de pildă aș sări peste subiectul care urmează, că poate ne întindem prea mult cu el, dar aș vrea să revenim, pentru că e un subiect care mi se pare foarte interesant, reforma. Și am avut primari de mari orașe care vorbesc despre
desființarea județelor și o solicitare în sensul ăsta, dar aș vrea să ne venim la subiectul ăsta, dar mi-a părut foarte simpatic momentul cu Ion, consilierul de inteligență artificială al premierului. Și sigur că da, mă gândeam așa că noi aici la Cluj avem un robot Antonia, despre care n-am mai auzit de foarte multă vreme nimic și chiar mă gândeam ce interesant ar fi fost dacă numele Antoniei era Ana și se întâlnea cu Ion Aglametașului de la București, într-o dispoziție de asta virtuală interesantă, într-o comunicare de genul acesta. Dar aș vrea să pornesc cu acest subiect, pentru că am astăzi, pe parcursul zilei, eu l-am propus ieri în topicul acestor subiecte, astăzi pe parcursul zilei, pentru că așa cum știți, aici la Cluj e hub-ul IT al României, am fost abordat de niște firme care sunt IT și care mi-au spus că, de pildă, acolo e o chestiune extrem de interesantă. Dat fiind faptul că e foarte probabil ca softul să nu fi funcționat, adică inteligența artificială n-a funcționat chiar în momentul în care a fost prezentat. Mi se pare că inteligența naturală nu funcționează acolo, adică... Asta în completarea ceea ce era până acum, dar poate că și voi aveți cunoștințe în zona asta de IT și vă pot furniza date suplimentare. Înțeleg din ce mi-au spus IT-știi din Cluj, anume faptul că, de pildă, inteligența artificială, de pildă, nu va inversa niciodată cuvintele, nu va interpreta, adică ceea ce premierul Nicolae Ciucă îi spunea lui Ion îi redă fidel. Și e foarte probabil ca pentru început să fi fost o chestiune aranjată, pentru că la o întrebare, e aici o întrebare foarte interesantă, sigur, la început întreabă, spune premierul Ciucă, România este o țară frumoasă cu oameni frumoși, pe oglindă apare același text, după care premierul îl întreabă pe Ion, îl întreabă cum pot românii să te învețe, la care Ion îi replică cum te pot învăța românii. Și înțeleg de la specialiști în domeniu că acel soft n-ar fi putut să rescrie, adică n-ar fi putut reinterpreta fraza pe care o adresează premierul, doar dacă nu era o chestiune dinainte stabilită, adică un soi de film pe care l-au făcut, doar că premierul până s-a dus la oglindă și-a uitat întrebarea. Păi vă lămuresc eu, a fost un film, a fost o regie, robotul era presetat, a uitat topica Nicolae Ciucă, a uitat la patru cuvinte. Asta spuneau și IT-și clujeni. De aseară, cei care s-au uitat la prima, la Focus, la Fără 5, la acea pastiluță la care am fost, am comentat subiectul, că asta m-a interesat și pe mine, dacă robotul a inversat topica sau Ciucă a uitat cuvintele. Și am întrebat la guvern și se pare că au existat niște exerciții înainte și alea patru cuvinte... Ca Ronaldo în Arabia Saudită, când a vrut să spună patru cuvinte în limba arabă și le-a uitat. Și în Africa de Sud, nu știi? Că spus, bine că am ajuns aici în Africa de Sud. După aia a vrut să vorbească în arabă și a zis am uitat. Deci inteligență artificială versus inteligență naturală 1-0. Bine, aici trebuie să menționăm că a și spus premierul că acest asistent, acest consilier, sau poate era de la încă ciuma roșie, română, Ion, așa și l-a spus, încă învață să fie român. Încă învață să fie român, nu? Așa, da. Și pe site, dacă asta este, întreb cine era acolo inteligența artificială. Dar poate era un român din Secuime, ca să legăm cu subiectul de mai devreme. Bine, acum știi cum e. Și pe vremuri, Karpov și Kasparov mai pierdeau cu câte un computer. Cu un Deep Blue, știi că așa îl chema, Deep Blue. Da. Din când în când se mai inclinau în fața lui. Deci asta nu e o dramă. Da, dar erau blaturi alea, eu sunt convins că erau blaturi. N-aveam, că eram, aveam 10 ani atunci, dar știu că citeam în Sportul, că l-a bătut ăla Deep Blue, l-a bătut pe Karpov. Da. Exact. Dar uite că la 33 de ani de la Revoluție, bă, tot la Ion am ajuns, mă, pe bune. Cu Ion am început Revoluția asta, cu Ion suntem și la 33 de ani. Dar e artificial, știi? Că nu mai sunt Ion în societate. Nu mai sunt. E, nu are și ies cu peste 50 de ani. Nu știm. Și poate va fi și tepelist la moartele Ion. Mâine este ziua lui Ion Iliescu, apropo de Ion. Poate că a fost în onoarea... Da, e posibil. Ciprian, dar de Antonia ce mai știi? Ce s-a mai întâmplat cu Antonia? Că poate ajunge astăzi și ea la guvern. Am întrebat astăzi, Antonia era un proiect foarte interesant lansat acum câțiva ani. Sabina are câțiva prieteni în zona inovării IT-ului aici la Cluj. Chiar într-o emisiune toamna anului trecut, în care erau prezenți și oameni de acolo, și îi întrebau, erau curioși apropo de
de ce mai face acest sau Antonia, se pare că e pus undeva la, la dosar. Antonia, într-un dosar cu șină. Mai vorbim de vreo și jumătate de el. E foarte posibil, nu știu, să fi lăsat terenul deschis pentru Ion. Unii spun că Antonia nu era chiar la nivelul la care s-au așteptat, e sau la nivelul PR la care a fost prezentat și, într-adevăr, nu s-a mai vorbit de foarte multă vreme. Nici eu nu știu. Nu s-a mai vorbit. Uite, nu s-a mai vorbit. Ce se mai întâmplă? Lumea deja s-a obișnuit cu Antonia, merge acolo și nu rezolvă probleme de alea. România este frumoasă cu oameni frumoși, ci îți pui documentele și Antonia îți dă un răspuns administrativ, ce trebuie să faci, îți încarcă, practic, este un fel de ușier de la care te duce pe la toate birourile, dar tu numai stai, apeși pe butoane și ai plecat acasă. Păi, de aia nu se mai vorbește, pentru că lumea s-a obișnuit cu chestia asta. Noi îl avem pe... Era foarte frac. Să știi că era mai bine. Ideea ta este foarte bună. Nu Antonia, Ana trebuia. Și Ion cu Ana, planetașului, să vezi ce au făcut pe cuptor. A câștigă Ion. Pe cuptorul digital. Nu vă convenea. Dar dincolo de asta, dacă dialogul ăsta dintre premier asta și Ion a fost blat. Da. Nu, dar nu doar asta. Băi, inclusiv fraza asta. Asta l-a învățat pe el să spună. Consilieri. Păi pe mine asta mă îngrijorează, păi, da, știi? Cu oameni frumoși. O să transmit lui Sabin ceva. În curând o să-l rescriem și pe Rebreanu. Stai liniștit. Evident, nu mai are voie să se bate pentru pământ. Sigur. Și nici aia cu cuptorul nu mi se pare political corect. Putea să se ardă. Nu, și acolo. Depinde ce i-a spus Ana lui Ion. Că astăzi nu mai poți să zici că ai spus orice. Astăzi te-ai putea întreba ce i-a spus Ion lui Ion. Exact. Probabil așa, da. Ion înainte să vină la Ana are un Ion al lui. Sigur, că atunci apare și pe Netflix, dacă nu, n-apare. N-apare, e un Ion negru. Probabil o să apară alte primării. Noi avem Antonia, că zicea cu Sabin, care trebuie să rămânească. Probabil o să apară un alt soc cu numele de Florica. Era și Da, eu vreau să ne uităm totuși la... Era și Nadina. În Rebreanu sunt multe personaje colosale. Nadina e un personaj de istoria literaturii universale. Ușor uitat, așa, dar genial. Trebuie să o rescriem și pe aia. Da, totuși, dacă ne-am uitat la scenele din spatele acestui moment, voi vă dați seama, a venit unul, șeful, Ionel, că îl cheamă și Ionel pe Ciucă. Ion și Ionel. Și asta e foarte amuzant acest lucru. Îl cheamă și Ion și Ionel? Asta e toată regia din spate. Cred că au pierdut vreo jumătate de zi. Și repetiții. Păi asta zic, nu dați seama, șeful, avem un roboțel aici, aduceți-l. L-au dus câțiva de la MAPN și cum îl pornim? Până la Ciucă să fi spus, hai mă, alt. Și aici, pe bune, și aici un robot. Fiecare palat cu robotul, fie de la cu apasă tasta 1. Fiecare palat cu robotul, robotului, da. Doar că într-o parte robotul chiar conduce. Zici? Oameni răi. Zici? Da, depinde pe cine întrebi. Sigur, dacă erau deștepți și ce făceau o chestie pe bune, dar nu cu Ciucă, aduceau un copil de ăsta de clasa 5-a, că noi oricum... Păi cam ăla-i nivelul, cred că au, da. Nu. Nu, fiate, știi de ce? Pentru că noi, dacă nu știm ceva la telefon, mergem la fie și fiicele noastre. Auzi, nu mă vezi și pe mine cum intru acolo. Pe legenda spune că și acum se joacă Ciucă cu robotul. Sunt convins. Dar aducea un copil de ăsta de clasa 5-6, că ăsta e viitorul. Băiete, tu ești acum prim-ministru care, nu știu, o să duci ceva înainte. Adică nu trebuie să faci fanfaronada asta. România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Zi serios, de asta se mulțumim din Europa, la concurență cu bulgarii. Păi așa a învățat premierul, robotul ce înseamnă să fii român, pentru că acum dacă intri pe site-ul respectiv unde este robotul, îți apare un mesaj mare, învață-mă să fiu român, și fiecare poate să scrie acolo. Și chiar încercam ieri cu Radu să scrie, mi-a crescut factura. Sau știi ce se va întâmpla? Începe Ion să ia și pagă în guvernul României. Sau când o să se facă un pic mai mare, Bitcoin. O să-l întrebe pe premier, dar ce a fost cu Schengen-ul ăla? Să-mi citească și el robotul. Nu știu, când vine când vine odată Ciucă acasă, să ce nu înseamnă plagiat? Da, exact. Ce sunt astea, tată? O să împiedice careva la plagiat din, nu de, se resetează la de plagiat. De cabluri și se la plagiat din priză, se resetează. Bun, Sabin, să concluzionăm. Da, mi se pare foarte sau te rog, Ciprian. Plantarea acestui ISO trebuie să faci o chestie presetată, dat fiind faptul că, nu știu, nu funcționa inteligența artificială. Din moment ce aveai textul scris dinainte, doar că premierul uitase
să frazeze întrebarea așa cum urma să fie scrisă pe, pe acea oglindă. E clar că n-a funcționat și a fost o defecțiune, pentru că foarte mulți, repet, din cei care lucrează în industrie s-au întrebat asta și v-au spus, uite, care e defecțiunea lui Ion. Adică Ion era o chestiune prestabilită, era un film, practic putem spune că era un fake. Îți garantez, Ciprian, că în două luni de zile Ion se apucă de băut și de fumat. În cabinetul de la Palatul Victoria. De ziua lui. Da. A mai avut niște. A fost un premier așa de ziua lui, în pandemie undeva. De asta am zis, da. Bun, Sabin, să concluzionăm subiectul acesta. Te rog, concluzia e la tine și să mergem mai departe. Și care e concluzia? A trebuit să fim foarte triști că doar prin veselie îi putem pune pe ăștia la zid. Păi la așa scene, ce să zici, decât să râzi? Păi de asta zic și eu, dar da. Știi, râzi cu ochi, plângi cu ăla la... Știi, mă întreabă copiii din când în când, tata, de ce nu te-ai făcut tâmplar? Și eu am zis, bă, dar sunt filolog, am citit facultate de citit, tata, tâmplar puteai să mergi și în Spania și în Germania și peste tot. Așa ești cumva culcat în limba română ca într-o canapea. Și îmi dau seama, bă, dacă eram un tâmplar, că mie îmi place lemnul. Înțelegi? Poate avea mai multe șanse. E adevărat, mă plictiseam, că te plictisești în Spania, am stat acolo vreo săptămână, două, de nu știu câte ori, în Germania, în Olanda, te plictisești de normalitate. Aici, știi, aici ai microbul caragiale în tine. Și dacă este unul căruia mâine aș face statuie, n-ar fi nici caragiale, nici Eminescu. Ar fi Bulă. El ne-a salvat. Ne-a salvat pentru că nici n-am înnebunit, nici n-am intrat în depresii, ci uite că stăm frumos la televizor, unii se uită, alții vorbesc în televizor. Și măcar putem trece peste toate, pentru că ce se întâmplă acolo, acum, este degradant pentru Uniunea Europeană. Să fiu comisar european, aș veni și aș bate obrazul. Bă, băieți, e jenant, ați intrat fără un leu datorie externă. Ați intrat cel mai simpatizat popor din lume în 89, că asta a fost tehnologia, s-a transmis Revoluția în direct. Oamenii vedeau cum se moare pentru libertate, tot ce ai citit despre Revoluția franceză, ce ai văzut în filme, iată, vezi pe viu. Și totuși ați ratat. Știi, sentimentul ăla al ratării gratuite. Că sunt oameni care ratează. Da, uite-te la, nu știu, la Zorba Grecu. Fenomenal, da, ce cădere spectaculoasă, Kazantzakis. Ok? Dar noi ratăm pe gratis, așa, la o bere și doi mici. Mă rog, 15 beri și 10 mici. Bun, propunea Ciprian un subiect mai devreme, reforma administrativ-teritorială, dacă să desființăm sau nu județele. Costi, ce părere? Da, clar. Eu de mult spun, eu serios, eu nu înțeleg rostul unor orașe precum, uite, Pitești, Ploiești, Buzău, Giurgiu, le-aș face pe toate un București uriaș, aș uni totul cu București, aș face un București mare de tot așa. Craiova să rămână. Craiova, Calcuta, așa. Știi? Craiova, acolo. Calcuta cam atâta e. Da. București plus Ploiești plus Pitești plus Târgoviște plus Giurgiu. Da, mă, n-au nimic, mă. Craiova, ok, vorbesc în felul lor, da, au mândria aia locală, au fotbal foarte bun. Piteștiul nu mai are nici fotbal. Ama, dincolo de povestea dar asta... Dar ea i-a bătut Craiova tot din 11 metri. Vă vrei să spun că dacă iau la rând toate meciurile Universitatea Craiova, FC Argeș, de pe rând al lui Dobrin, 90% le-a câștigat Craiova din 11 metri. Da, cu hands, da, l-ai văzut. Bă, ce meci! Așa era și pe vremurile bune ale Argeșului. Se ducea la Craiova și pierdea numai din 11 metri, dădea cămătarul din 11 metri sau Cârțu. A venit și vremea lui Cârțu. Numai Argeșul pierdea numai din penalti la Craiova. Am văzut acum, a fost ieri meciul, i-a bătut din 11 metri. Nu se poate așa ceva, bă. Dar tu ce părere ai, Radu, despre asta, să renunțăm la județe? Păi da, dar în favoarea cui? Eu, de exemplu, nu sunt pentru regiuni, ideea asta de hipermetropole. De care metropolă, bă, că noi n-avem nici apă caldă în București. Ce oraș să construim? Mă? Adică nu mi se pare că... Doar așa că scăpăm de niște vătafi. Păi, poate că, asta, da. Păi și dăm de alții. Dăm de alții. Legea te obligă ca la orice comună, orice primărie, să ai cel puțin 9 consilieri locali. Deși comunele alea cu 80 de oameni, atenție, sunt comune cu 80 de oameni. Comuna Bătrâna e una din... Bun, dar astea sunt excepții, nu sunt norme. Adică dacă invocăm excepțiile, n-ai cum să regularizezi în funcție de excepții. Păi, dar nu mai ușor renunți la legile astea decât să renunți la județe. Județele totuși au o tradiție. Imaginați-vă tăblițele alea când le învățam în clasa a patra. Le știam pe toate. La mașini. Ce-i VN? Ce-i MH?
Cei mă, da, mă, știi că ea de la Constanța, nu știam pe toate, de la Constanța completau câmp, da, și puneau olt să mai ia benzină. Da, exact, se făceau de, știu, le știam pe toate, puteți să mă întrebați orice de asta din țară, că vi-l spun imediat. Le știu de atunci. Aici, dacă, aici Sabin se pornește pe tema asta și nu are argumente. Să știi că ideea ta este deja făcută foarte practic în Olanda. Rotterdam, Amsterdam, Haarlem și încă vreo 2-3 orașe, înseamnă o comunitate urbană de 7 milioane de locuitori. Da? Ei da, și-au da, desființat, și nu numai și danezii, și polonezii, și cam toți. Uite cehii, hai să mergem la cehii că au fost comuniști, da? Sau la sloveni, la cine vrei tu, toți au intrat pe regiuni pentru că statul a devenit prea scump pentru cetățean. Există alte priorități unde trebuie să bași banii cetățenilor. Uite, acum în apărare, de exemplu, sau în educație, sau în sănătate. Nu mai poți alimenta cu bani o birocrație, mai ales într-o epoca digitală în care dat un enter și știi despre mine tot. Înțelegi? Danemarca, de exemplu, de la vreo 400 de comunalități a ajuns la vreo 80. Olanda, de la 392 la 92. Adică toți s-au rarefiat. De ce? Uite Polonia. Da? Polonia era vai mama ei în 89. Au intrat cu 40 de miliarde de dolari atunci, da? Cu datorii externe. Ca să poată respira așa de sub apă cu paiul, au trebuit să taie organismele internaționale jumătate. Ok? Au făcut reformele și au mers către reforma constituțională, la fel ca cehii. Astăzi nu mai au 49 de județe, au 16 regiuni, este singura țară care n-a avut între 2008 și 2012 recesiune economică. E adevărat, nu înseamnă că dacă am regiune, banii toți sunt ai mei. Există niște priorități naționale, apărare, vamă, etc., etc., servicii, bun, și apoi există priorități regionale și priorități locale. Și faci balansul mereu ca să dezvolți durabil. Pentru că regionalizarea nu înseamnă să faci regiuni bogate și regiuni sărace, ci să aduci regiunile sărace la nivelul celor bogate. Centralismul face exact invers. Duce regiunile bogate la nivelul celor sărace. Este un fapt care funcționează în Europa din... Da. La noi problema se pune întotdeauna un pic etic, ai dacă n-ar fi ungurii, am face regionalizare și după aceea se pune politic. Doamne, și ce fac cu atâția primari? Păi dacă fac comasare, dacă avem mai multe comune, de exemplu, decât Polonia, păi în sar în cap primarii, nu mai aduc voturi. Ok, vreau un partid care vine și spune, băieți, eu sunt ăla pe care îl veți înjura. O să mă pună la zi toți primarii, dar fac reforma asta și știu că iau 3% de la 50% cât am avut odată. Și cu asta basta, dar intri în istorie. Dacă ei nu se gândesc să genereze istorie și merg pe legea lui Ceaușescu, legea 2 din 68, băieți, nu putem fi din 68 în 2023 să funcționăm. N-avem cum. Dar uite-te la Cehia. Cehia și-a făcut, imediat după ce s-a despărțit 93 de Slovacia, da? Și-a făcut reforma în 95. Ok? După 3 ani de zile, pentru că, într-adevăr, aveau și carne pe os, a fost prima țară din cadrul CAIR declarată de Banca Mondială țară dezvoltată și nu în curs de dezvoltare cum suntem noi. Cum au făcut asta? Descentralizând. Dar atenție! Dacă descentralizezi adevărat, cum zice Ionuț Cristache, s-ar putea să dai peste alții mai rău. Baron local, baron regional. Dar nu e și reforma în justiție. Doar o secundă. Fă-ți reforma în justiție, ai băgat mânuța la banul public, stai 10 ani la pușcărie. Scurt. Ai dat un telefon să-l pui pe nu știu care director? Nicio problemă. Trafic de influență, mai stai 5 ani. Adică pune și justiția în mișcare. Pentru că, știi, uite, asta e o roată din țată, asta e o roată din țată. Dacă astea stau despărțite, nu s-a nimic. Dacă le pui să funcționeze încet, încet, formezi un mecanism social care poate aduce prosperitate. Da, da, e un dacă aici, adică... Nu, problema... Care pun mâna pe carte. Argumentele domnului German sunt valabile, doar că e un mic impediment la mijloc. Vedeți dumneavoastră, reformele astea și au fost făcute de danezi, olandezi, belgeni și toate exemplele pe care le-ați înșirat. Problema e că noi suntem români și trebuie să le facem noi. Și eu mă tem de orice reformă pe care oamenii ăștia o pot pune în practică, pentru că te uiți la cum și-au imaginat ei reforma în justiție, reforma constituțională. Dacă da, vorbim despre toate astea, am avut 14 procese, dintre care unul pentru trădare, vreo două pentru spionaj, da. Multe, multe altele. Deci eu văzându-i... Daniel, mă pentru trădare națională. Am înțeles. Deci eu cu asta cu reforma, da, e o discuție oricând binevenită, în plan teoretic. Problema e la noi cu practica. Cine să pună în practică un mecanism atât de complicat și atât de sofisticat? Dar vezi să treacă o idee de genul ăsta, da. Ionuț, la cum cunoști politicul nostru? Poate și ar pierde trece, dacă primarii, poate regiunile, dacă și împart zonele, da, de interese, de influență și așa mai departe, cu siguranță trece. Ai acces mai ușor la bani europeni în felul ăsta. Da, aia nu se fură. Banii europeni nu poți să-i furi. Da,
pot să vină la tine. În momentul de față, unui județ din România îi este greu să acceseze niște fonduri, pentru că structurile de acolo discută, să știi că asta implantă teoretic, nu e adevărat. Structuri similare. Au mai fost niște tentative, chiar în zona din care sunt cei doi interlocutori ai noștri. Pe zona asta Ardealului, au încercat să facă boc cu... Păi nu, regie, e Alianța Vestului. Da, și ce, a produs vreun efect? Nu, a produs nimic. Alianța Vestului e doar o chestiune economică. Bă, ne ajutăm unii alții. Nu, ea a pornit la drum ca Alianța Economică care își propusese să reformeze zona, să atragă mai multe fonduri europene, să decupleze un pic de centralismul de care vorbeau cei de acolo. Dacă nu gestionezi fonduri, n-ai cum. Este un ONG maximum. Exact. Problema și ei n-au gestionat. Da, dar nu poți face asta din moment ce tu nu ai. Uite, este nomenclatura de unități teritoriale statistice, acele numite NUTS. Noi nu avem NUTS 2. NUTS 2 este regiunea sau ce vrei tu administrativ care are puterea, da, de a negocia direct cu Bruxelles-ul fonduri. Asta fac, de exemplu, polonezii, asta fac cehii. Noi avem NUTS 3 și NUTS 1. Adică mă duc de la județ direct la un ministru să-mi pună ștampila. Și îți dau două exemple. Unu, Clujul era cât pe ce să piardă 128 de milioane de euro, da? Pentru că unul din Ministerul Transporturilor nu găsea ștampila de 2 ani. În ultima secundă s-a găsit ștampila. La Timișoara, un an și jumătate s-a stat după o ștampilă de la minister, dacă să fie Vega navigabilă sau nu. La Arad, Falcă stătea și se ducea la ministerul unde era colegului de partid, lasă-mă mă să fac un pasaj subteran, dar pentru că am o zonă industrială unde merg 35.000 de oameni în fiecare dimineață și toți la ora 7. Adică există niște traume incredibile în mentalitatea funcționarului român ministerial, atenție, care vine ăsta funcționarul din toate părțile țării. Nu e bucureștean neapărat. Doar că sistemul vine și spune două lucruri în față. Vrei să trăiești confortabil și să nu faci mare lucru? Păi nu schimba nimic. Vrei într-adevăr să-ți mănânci nervii și o să te înjure tot și te bagă și te scot de unde ai ieșit? Tot să ia de sub tine? Toată lumea alege confortabilul. Deci au putut polonezi, sloveni, tot ăia care au fost. Uite, și Bulgaria are, de exemplu, autostrăzi mai bune decât noi. Albania are sistem sanitar mai bun decât noi. În Comisia Europeană este trecută asta de vreo 4 ani. Și autostrăzi mai bune decât noi au albanezii. Albania, de care râdeam că știam despre Albania, despre țigările alea Polonia, despre Conialul Skanderberg și despre 17 nentori Tirana, că a bătut-o pe din apă. Asta știam noi despre Albania. Bun, asta... Despre Nastratin Hoxha. Asta se întoarce... Asta se întoarce la ideea că, bun, e necesară reforma, dar problema e cine o face. Că asta e toată discuția. Cine așează țara în patul ăsta lui Procu, s-o taie și s-o configureze astfel încât lucrurile să funcționeze. Că nouă ne-a arătat... Ciprian, ai făcut emisiuni pe tema asta, te rog. La 17 am fost probleme de mentalitate. Am fost net superior. Domnul German nu-și mai amintește. Am avut patul situații extraordinare. Asta este mesaj pentru Ciprian de la Cluj Mare din Amovis. 17 n-am jucat nimic. Eu de la Cluj vreau să intervină și el. Domnul Ciprian, a avut un gol, n-a fost corner. În faza precedentă, eu am o fază în care mă oprește arbitru. De cartonaș, cel mai bun jucător de la mine, de vitru pentru ei. Nu se poate juca în stilul ăsta. Am văzut net superior. Scoateți golul unui 17 din imagine să vedeți că am jucat mai bine decât ei. Deci asta ți-ar fi spus. Mai știi Mucea, Omuri, Minga. Da, ăștia erau. Te rog, Ciprian. O vorbă celebră și eu ce mă fac, Mircea? Da. Ăla era Țiții Dumitriu. Da, da, exact. Bun. Dar apropo de treaba asta, noi am povestit într-una din emisiunea, a fost și Sabin, am inventariat mai mulți primari de orașe mari din țară, Șoș Zoltan din Târgu Mureș, Alen Coliban de la Brașov, Constantin Toma de la Buzău, Gabriel Preșa de la Alba Iulia, au fost și primari de comune mari din zona limitrofă municipiilor. Și o chestiune foarte interesantă apropo de județ. Vă dăm exemplul județului nostru. Județele devin în momentul de față enclave, entități care își pierd relevanța. De pildă, Cluj-Napoca are un buget de vreo 640 de milioane de euro, în vreme ce județul Cluj are doar 200 și ceva de milioane de euro. Deja aceste metropole tind să înlocuiască la modul cinstit județele. Înțeleg că, apropo de ceea ce spunea Costi mai devreme, o unitate mai mare între Pitești, Ploiești, faci un București mai mare.
De pildă, sunt proiecte mari între orașe cum e Brașov și Sfântul Gheorghe. Înțeleg că deja își creează proiecte comune, sunt și foarte apropiate. Mai există o asociere urbană între Timișoara și Arad. Pe de altă parte, mai există acea asociere între Galați și Brăila. E clar că se conturează astfel de unități, de zone metropolitane care funcționează mult mai flexibil. Și lucrul ăsta îi spun fiecare dintre primari. De pildă, primarul din Alba Iulia și asumați, spunea, dom'le, trei desfințate județele. Am vorbit cu un primar de comună, un primar de comună din proximitatea Clujului de la Feleacu, de unde e Tavin, și el spunea, Consiliul Județean nu ne ajută cu nimic. Adică sunt deja niște entități care își pierd din relevanță tot mai mult. Și lucrul ăsta deja trebuie să le dea de gândit, nu știu, celor care ne conduc. Constantin Toma, care e primarul PSD de Buzău și care e și președintele executiv al Asociației Municipiilor din România, spunea că momentul 2024 e ultimul tren, adică e ultimul moment în care, adică nu mai poți să mergi în ideea asta și trebuie să faci o astfel de reformă administrativă teritorială. Apropo că întreba Ionuț Cristache, cine ar trebui să o facă? Păi toți primarii ăștia sunt lideri. Nu, cine are capacitatea să o facă, nu cine ar trebui să o facă. Cine ar trebui să o facă, știm cine ar trebui. Există capacitatea astăzi, tehnic, organizator. Dacă ai și o majoritate pe măsură și un proiect care să înceapă în 2024 sau în 2025, pentru că acum e foarte greu, suntem în an preelectoral. Ciprian, nu există capacitate intelectuală aici, e mai. Capacitatea administrativă și de vot există. Acolo e mai. Dom'le, ne-au luat 8 ani de zile să scrie un proiect România Educată și când a ieșit l-a explicat un inginer de nave, adică și de-abia l-a explicat, n-a înțeles nimeni nimic. Cine să imagineze o asemenea arhitectură? E poate Ion, statală. Cine? Poate consilierul. Când? Vă reamintesc că ne-am apucat să rescriem Constituția cu o majoritate uselistă de 70%, s-a făcut comisia parlamentară, au început lucrările. S-a mai întâmplat ceva? Bun, dar în condițiile date suntem condamnați ca să nu mai, da, să nu mai facem reformă. Da. Nu. Ei nu, au nu suntem condamnați. Noi vorbim, identificăm soluții, ne facem treaba. Problema e că rezultanta e asta. Asta e clasa politică de la care nu poți să ai așteptări astăzi când vorbim. Dar Ciprian, ai avut și păreri contra acestei idei? Am înțeles absolut, că... Nu, absolut. Absolut toată lumea e conștientă că e necesar o astfel de reformă. Discuția asta e ca discuția despre unirea cu Republica Moldova. Da, e un deziderat național, istoric, dar nu se va realiza. Asta a bifat o chestie importantă, ați văzut? A dispărut limba moldovenească, da, oficial. Da, am explicat ieri, din punctul meu de vedere, în ce context. Când a dispărut și Rusia, foarte interesant. Până acum nu dispărea limba moldovenească, că aveai muntele la în spate și te proteja. Acum că Rusia nu mai este fiabilă ca structură, da, cum ar fi zis Ion Iliescu, acum e interesant că vor să devină români. Foarte frumos, dar 90, de exemplu, de ce nu vroiau? Ei, lăsați că pe sondajele actuale nu ar fi chiar o tendință majoritară asta, unirea cu patria. Nici asta nu se va face și eu sunt de acord, dar vreau să spun la ce să discută. Da? Ce e asta? Te-ai trezit acum că vrei să intri în Uniunea Europeană? Nu știu dacă ar trebui sau nu ar trebui, că suna verdict așa. Spuneam doar că se aseamănă. Eu mă gândesc așa, oamenii au statalitate proprie, au instituții proprii. Dacă vrem într-adevăr să fim împreună, putem fi în Uniunea Europeană. Sigur că da, e un argument. Nu poți să le iei tot ce au construit ei de când au fost departe de noi și au construit o țară, o statalitate, o identitate, și atunci putem lua ca identitate complementară, nu ca pe o identitate subalternă. Bun, să trecem la următorul. Un amendament, Andrei, pentru că a amintit Costi de Bătrâna, sunt 70, e cea mai mică localitate, 77 de locuitori, dar gândiți-vă că sunt 5 partide în Consiliul Local. Absolut incredibil. Deci acolo democrație. Da, acolo unde 30% din locuitori lucrează la primărie. Vă dați seama că sunt familii acolo care aparțin de mai multe partide? Da, ce dezbateri ideologice sunt la mesele festive? Auzi. Nu numai, dar ce dai seama că dacă nu ești divorțat și ai copil major, deja intri în Consiliul Local. Da. Nu, da, să știi că în Polonia, că vorbeai puțin mai devreme de Polonia, Sabin, după ce au făcut reforma, la ceva an după, orașele care și-au pierdut în urma reformei titulatura de reședință de județ găzduiau oameni foarte nemulțumiți, frustrați. Ei erau învățați. Și acum gândește-te, hai să mergem în partea de vest.
Timișul cu Aradul. Vor face o zonă. Păi ăia din Arad ce vor spune ei? Cine e capitala acelei zone? Timișul, Timișoara? Ăia suferă. Știi cum au rezolvat, Asta e ca aia că de la 1859. Este... Cine conduc? Nu. Moldovenii sau... Nu. Au rezolvat foarte simplu nemții și au luat și model polonezii. Avem Frankfurt. Să știi că Frankfurt nu este capitala regiunii. Este un orășel de 80.000 de locuitori capitala. Și atunci au pus chestiuni simbolice atunci când au văzut că identitățile locale se bat cap în cap. Că noi vorbim de conurbații, așa se numesc, Arad Timișoara. Conurbația rezistă până la primul meci de fotbal între UTA și FC Poli. Hai să fim serioși, o știm. Da. Conurbație, uite, sunt două localități, două orașe, în Cluj, despărțite de o intersecție. Turda și Câmpia Turzii, da, sunt două orașe, două administrații, două mega, nu știu, număr de funcționari. Așa nu trebuie să existe. Noi avem 3250 de localități, UAT-uri, dintre care se autosusțin, nu merge pe fenta asta cu 96%, undeva la 800. Hai să mai punem încă vreo 150 pe chestii de izolare, de așa mai departe. Restul, eject. În Polonia, de exemplu, nu există comună mai mică de 5.000. În Danemarca, atenție, de 20.000. Băi, tată, noi avem la 55, la 75, la 100, la 500 de locuitori. Instantaneu le-aș tăia. Da, dacă vrei să faci, fă pol de dezvoltare regional, uită-te la Iași, care poate avea pe orizontală o mulțime de oportunități, dar și provocări. Timișoara, la fel, Clujul, nu mai vorbim, că se poate duce până la Dej, până la Turda, așa mai departe. Bucureștiul, aș merge pe ideea lui Costi mâine dimineață, instantaneu, pentru că tu creezi niște poli de dezvoltare pe orizontală. Pentru că orașele mari de la noi sunt în Uniunea Europeană. Vii la Cluj, mergi la București, la Timișoara sau la Iași, da, mă, la Brașov, la Sibiu, da, mă, sunt în Uniunea Europeană, mă simt la fel ca, nu știu, ca la Cracovia, ca la Strasburg sau la Lyon, da? Da, la 20 de kilometri, ți-ai rupt mașina, nu găsești nimic din serviciile publice pe care statul ar trebui să le pună la dispoziție pe baza taxelor tale. Adică noi avem coconi, știi? Avem niște plante de-astea pe care le ținem din când în când de plastic, orașele, ca să părem că suntem Uniunea Europeană. Una este aderarea, că e ștampila rotundă, cupa de șampanie și cocărdăul ăla tricolor, și alta este integrarea. Integrarea se face pe orizontală. Ăla de la țară trebuie să fie la fel de în siguranță, da, în serviciile statului ca ăla de la oraș, de la cel mai dezvoltat oraș. Dar nu, dacă s-ar face așa, ar merita într-adevăr, dar noi nu avem siguranța că România rurală va progresa obligatoriu, pentru că așa este. Dincolo de municipiul reședință de județ, dacă te duci, 90% dintre județe este practic pustiu. Acolo nu mai locuiește nimeni, orice intelectual a plecat de acolo. Da? Nimeni nu și-a pus problema în România anilor 90 că se va ajunge așa. Tu ești din Bocșa, Maramureș, te-ai dus la facultate la Cluj. Păi te mai întorci la Bocșa? Niciodată. Tu îți dai seama ce înseamnă asta, Sabin? Că localitatea asta, Cavnicu, poftim, Târgu Lăpuș, Baia Sprie, poți să ți le spun pe toate din Maramureș, niciun intelectual nu s-a mai întors de la facultate de la Cluj sau de la Timișoara, niciunul. Deci asta înseamnă că în toate localitățile astea, plutonierul conduce orașul. Este lamentabil. Dacă nimeni nu s-a gândit. Asta e marea dispariție a României. E dispariția intelectuală. Dispariția materiei cenușii. Nu mai există nicăieri. Și am dat exemplu doar într-un singur județ. Că ea toți veneau la facultate, toate fetele alea, muroșencele alea, veneau la Cluj și la Timișoara. Niciuna nu s-a mai întors. Da, dar au rămas la Cluj. Au rămas la Cluj. Dar ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă cu localitățile lor? Asta spun. Deci acolo nu mai e nimeni. Dar nu numai asta. Uite, noi suntem din Târgu Mureș. Putem da un exemplu de o localitate până la 20 de kilometri unde toți cei mai calificați să nu vină la Târgu Mureș la muncă? Nu. Eu nu cred că putem. Numai dacă ești om de afaceri și îți deschizi la Cățari o pensiune. Da. Sau vinzi cartofi marginale. Sau vinzi ceapă la Bălăușe. Da. Ai Luduș. De prosper. Sovata. Ludușul oarecum mai prosper. Ieri nu tu, Ludușul alea sunt singurele încolo spre Războieni, spre Turda, care mai cât de cât. Așa e. Sovata a rămas tot acolo în maghiarimea ei. Este un oraș izolat. Ții minte, Sabin, că pe vremuri veneau turiști din Finlanda la Sovata pentru că limba lor semăna cu limba maghiară. Ăsta era motivul. Au într-adevăr aceeași viteză a limbii. Mă uit la Netflix să știi apropo ce zici tu. Păi nu, dar din aceea, nu. E limba fino-ugrică, e aceeași limbă, practic.
Nu numai aceeași viteză. Nu, diferențele sunt imense, dar ea au aceeași muzică incredibil. Nu. Au aceeași muzică și au aceeași origini. Nu sunt imense diferențele, că sunt aceeași ramuri. Finlandezii, ungurii și turcii. Sigur, finlandezii sunt de acolo. Deci limba finlandeză, dacă o auzi, are exact tonalitățile limbii maghiare, așa este, dar are și mai mult decât atât, și în semantică, sunt cumva, dincolo de, sigur, trecerea ei un pic spre limbile scandinave, dar nu, este limba fino-ugrică finlandeza. Este fino-ugrică, sigur. E în mod evident. Dar să știi că mai mult seamănă ardeleneasca noastră când ne apucăm de dăm o giufă sau dăm un sivor cu un maghiară decât în... Da, poate, dar vreau să spun că au rămas așa. Deci Sovata este o enclavă. Nu este un oraș pe care să-l comentăm. Nu este Sighișoara sau Reghinu. În județul Mureș, Sovata este o enclavă. Asta e adevărul. Are și distanța, nu se află la nimic. Da, nu este pe niciun tronson. Ba da, e pe drumul spre Miercureaciuc. Da? Când te duci de la Târgu Mureș spre Odorhei, Miercureaciuc, treci prin Sovata. Se poate spune că e drumul spre Moldova, Bacău și mai încolo. Da, nu, despre drumul spre Harghita, Sovata. De obicei se duce prin... Eu mă duc prin Toplița, vreți? Da, poți să mergi pe acolo. Mai frumos pe la Toplița. Toplița, Răstulița, Stânceni. Nu? Corect. Alea corect. Sunt. Acolo se termină județul. Altă viață, în orice caz, acolo și se și vede. Bun, Ciprian, mai sunt două subiecte, mă uitam chiar acum pe listă, unul mai politic și unul legat de... Poftim? Vă invidiem pentru faptul că, de pildă, la voi se întâmplă lucruri apropo în politică, apropo de PNL București, e un întreg scandal, și tot ceea ce se întâmplă apropo în asumarea acestei organizații și în perspectiva candidatului. Noi n-am avut șansa asta de ani de zile aici, la Cluj, de pildă... Îl regretați pe funar acum. E mai slabă decât a avut Klaus Iohannis la precedentele alegeri în 2020, spre deosebire de 2019. Și pare interesant jocul care se poartă la București, iar cu un micușor Dan ce pare să recupereze în sondaje și în condițiile date, iată, se întâmplă niște lucruri la PNL apropo de preluarea organizației, de preluarea șefiei. Lucru care, evident, ajută cealaltă tabără, adică tabără doamnei Firea, pentru că ați discutat mai devreme de soția domnului primar de la Fruntani. Cipriane, tu zici că invidiez, dar luați-i sarapa caldă, ți-i la ține la apartament să văd invidia cum îți mai vine. Că în ideea de spectacol politic. Da, da, ați văzut că s-ar putea să vină tot de la Cluj, că unul dintre numele vehiculate pentru interimatul la PNL București e chiar cel al lui Emil Boc, al primarului dumneavoastră de la Cluj. Eu m-aș bucura, chiar așa că sunt vreo patru nume, Motreanu, Boc, Blaga și Rareș Bogdan, eternul Rareș Bogdan, care e în toate funcțiile tot timpul. O să fie Rareș Bogdan, că îi place. Credeți? Da, e o chestie. Unii insistau și cu soluția Burduja, finul lui Adrian Videanu, care se pare că vrea să reintre în jocul ăsta politic și l-ar susține foarte tare pe Burduja. Cum vezi jocul ăsta de la Primăria Capitalei, Ionuț? Jocul ăsta de la Primăria Capitalei, aici e interesant în momentul. Ciucu a fost cumva suit pe un soclu, așa că, domnule, ce gest a făcut, pentru că n-a vrut să se delimiteze de Nicușor Dan și n-a vrut să-i saboteze o viitoare candidatură. N-aș merge până într-atât încât ai face o laudă de asta publică lui Ciucu. Ciucu a prăbușit, sau l-a luat prăbușit gata după Violeta Alexandru PNL București. PNL București, astăzi când vorbim pe toate datele, inclusiv pe datele PNL intern, e undeva la 14%. Este absolut irelevant în orice ecuație politică viitoare, asta dacă nu reușește cumva și la București să se agațe de PSD, care stă evident mai bine. Deci Ciucu cumva a demisionat și pentru că nu s-a dovedit a fi o tracțiune de niciun fel pentru Partidul Național Liberal. În planul imaginii a încasat și el un recul din povestea femeii sfâșiate de câini, cu siguranță, pentru că... Dar chiar dacă a luat-o pe piept, așa ai văzut că s-a dus și a zis, domnule, dacă aș fi în locul familiei... A și încercat metoda PSD-istă de a se disculpa, de a urca pe mine să mă dea în judecată, și pe mine. Da. Nu. A fost și o neasumare acolo și o serie de bâlbe grave în primele zile. Aduți aminte? Bine, el a venit după 3 zile, nu știi că exact, a ieșit cu comunicat exact. După 3 zile. Marți, parcă. Da. Deci n-a fost un performer politic
Ciucu. Ciucu vine tot din zona asta ONG-istă ca și Nicușor Dan, ca și Macovei pe vremuri, dacă vă aduceți înainte. N-a reușit să se încadreze nici în liniile partidului foarte mult și nu neapărat ca acțiune politică. Partidul nu l-a digerat și nu l-a asimilat niciodată ca un lider de facto, cel puțin pe București. Pe țară, dar despre viitorul politic al lui Nicușor Dan? Aici s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Faptul că a venit această demisie a făcut ca pe repede înainte să coalizeze trei partidulețe, USR, PMP și Forța Dreptei a lui Ludovic Orban, și să zică că noi ne asumăm de pe acum o candidatură a lui Nicușor Dan. De unde până mai ieri Nicușor Dan nu avea partid, nu avea o perspectivă electorală foarte clar definită pentru 2024, iată că ea a ieșit din ceață. Ceea ce e spectaculos pentru Nicușor Dan, pentru că nici Nicușor Dan, ce țin pe datele publice, pe sondajele pe care le avem, nu stă foarte bine. Iar Nicușor Dan, fără un vehicul electoral de tip partid, n-are nicio șansă pentru el. El a mai crescut alegeri, totuși, față de cum era în urmă cu câteva luni. Nu, și-a pus amprenta foarte, foarte rău acest scandal cu, cu câine. Cu femeia omorâtă de câine în sectorul 6. Foarte, foarte rău. Iar pe datele cele mai pesimiste pe care eu le-am văzut ultima dată, Nicușor Dan, fără partid, lua undeva între 5 și 7% după scandalul acesta, după această tragedie, cu partid undeva la 12-14%. Acum, asta e poza de moment. Fantezie, nu? Da, e o fantezie totală. Așa, ca să, așa bine, ca să sune wow. Putem să facem scenarii despre Ciolacul la Casa Albă, nu știu, într-un univers paralel o fi posibilă și o astfel de un astfel de calcul. Dar niciun caz, după ce ai tot partidul, după ce ai guvernarea toată, că să fim serioși, nu conduce Ciucă nimic. Ciolacu e cel care manevrează tot din postura de șef al camerei și de tutelă asupra lui Ciucă. Deci nu. E o fantezie de candidat redacție. Comun, hai să vedem, candidat comun PNL-PSD la primărie? PNL are nevoie de această alianță pentru a supraviețui politic pe București și pe țară, din punctul meu de vedere. Și cine ar fi? O susține pe Firea? Declarativ așa e. Dar totuși e o candidatură cu bătaie lungă. Mai sunt 2 ani de zile. Am mai văzut oameni candidând pe margine vreo 2 ani. Vine vara trecută. Duceți-vă aminte de Cătălin Predoiu, care a avut aproape un mandat plin de premier în opoziție și când a venit momentul să fie, n-a mai fost. Și n-a mai fost premierul to be, to be elected. Da, cum e politica în țara asta dacă ție ți-a scurt-circuitat un mandat, una că a fost mâncată de un câine? Păi e chiar barbară situația. Da, exact. Zici că trăim în evul mediu. Nu trăim într-un cort în savana africană. Ce, adică... Exact. Ce e asta, bă? A, știi ce s-a întâmplat? Noi vorbim de cum să restructurăm România și pe tine te dă jos de la primăria capitalei un atac al unui câine. E un scurt circuit pentru că s-a întâmplat împotriva unui cetățean român. Că au mai fost oameni mâncați de câine. Un japonez. Dar atunci nu ne-a interesat. Știi? Doar atunci nu era divers, om, da, era un japonez, bă, dă-l încolo, se poate întâmpla orice. Era o altă epocă, știi cum se va răspunde? Știi cum se va răspunde? Trebuia să fie judecat în cheia anilor de atunci. Aha. Da? Mi-amintesc că noi la ProSport, da? În 1998, când Steaua a eliminat pe Bastian Corsica, am dat pe prima pagină, spre rușinea lui Tolontan, al lui Ioan Ițoaia, al lui Sârbu și al lui Janin, am dat pe prima pagină o gorilă. Și pe gorilă scria Zoo Bastia. Pe mine m-a sunat unul de la Bastia, un jurnalist, și m-a întrebat de ce ați pus o gorilă pe prima pagină. Și eu i-am spus că, păi, în România așa se consideră că joacă corsicanii. Cred că dacă astăzi am discutat cu cei pe care i-am numit mai devreme, toți ar plimba ursul și ar zice că, acum toți sunt deontologi ăștia, da? Mai puțin Janin. Și ar spune că, păi da, dar trebuie să fim... Nu, nu, stai un pic, domnul Banciu. Trebuie să fim atacați sau judecați în cheia anilor 90. Adică tu erai ultimul ultimul rasist, da? În vremea astăzi, dacă pui așa ceva, să închide ziarul. Da? Și acum vii să ne dai nouă lecții că suntem noi răi la televizor. Mi se pare genial, bă. Deci știi ce înseamnă asta? Că tu erai mai ipocrit decât noi și te-ai adaptat timpului. Dar erai un jeg atunci. Da? Erai un jeg. I-ai făcut pe aia animale. Corsica, bă. Îi amintesc lui Sabin unde s-a născut așa. Napoleon Bonaparte, Cristofor Columb și mafia. Asta a dat Corsica planetei. Cristofor Columb e născut la Calvi, în Corsica, nu la Genova. Ok.
Deci Corsica n-a putut mai mult pe planetă. Și a venit unul cu mustață care făcuse revoluția la televizor în România și i-a făcut pe aia gorile. Eu nu cred că astăzi, în ziua de astăzi, mai face cineva. Dar ăia care au făcut-o îmi dau mie lecții acum că sunt rasist și că vorbesc curât la televizor. Vezi cum s-a întors lumea? Eu am rămas aceleași. Ei s-au schimbat. Dar Radu, cum vezi toată coaliția asta din jurul lui? Asta a fost doar un exemplu ca să, de ce vorbeam noi mai devreme. Ăștia suntem noi, bă. Ipocrizia României. Vine astăzi un ziar să spună o maimuță pe prima parte. Păi s-a terminat, bă. Ne închide televiziunea, nu numai ziar. Te dă afară din țară. Te dă afară din România. Cum să pui un sânj? Ăla așa m-a întrebat Regiani, ăla de la Corsmată. Vous avez mis un singe sur la première page. Ouais, mi-am zis eu. Les Romains pensent que les Corses sont des singes. Vous jouez comme des singes, monsieur Reggiani. I-am zis lui ăla. Ăla mi-a spus atât. Ce-a înțeles? Ăla mi-a spus atât. Mafia se nu. Capul de tutti capi. Mafia s-a născut la Aleria în Corsica, nu în Sardinia sau în Sicilia. Da? Asta e ideea. Corect. Colosală națiune, colosală, pentru cine a fost în Corsica. Mie mi-a zis odată unul, aveam o bancnotă de 50 de euro într-un autobuz între Calvi și Bastia și am vrut să-mi iau bilet. Și știi ce mi-a zis șoferul? On peut pas échanger 50 billets. Vous avez 2 minutes pour le changer. Și și-a scos Kalashnikov-ul. Dacă în 2 minute vii cu bani, poți să pleci. Dacă nu, aici ai pușca. Deci în Corsica așa se rezolvă treaba, tată. Acolo nu există așa. Țigani, negri, cerșeturi, arabi, cretini. Nu. Când am întrebat de ce nu sunt, știi ce mi s-a spus? Ici on travaille en Corse. Asta nu se poate spune la televizor, am uitat. Da? Nu există niciun cerșetor în Corsica, că acolo nu-ți dă nimeni, bă, de mântuială. E altceva. Da, Mutu a avut viață mișto. Mutu a avut că era Ravanelli, antrenor. Exact. Mutu a avut viață mișto. A adus-o bine, așa avea iaht la Ajaccio. Bun, hai că am plecat de la Nicușor Dan și am ajuns în... E bine, asta îl avantajează pe Nicușor. Da, e o alăturare bună pentru... Bun, cum vezi PMP, Forța Dreptei, alături de Nicușor Dan? Nu știu, și eu zic că pentru Nicușor e un colac enorm de salvare, că și noi îl vedeam praf. Deși noi am fost Nicușor. Eu reamintesc că este singurul om politic pe care l-am votat, dacă se poate numi un politic, singurul politician pe care l-am votat în România în viața mea, de la ce te-a făcut să-l votezi? De la Ion Rașu. Dar de ce? Deci eu am votat... Păi asta alăturare pentru Nicușor, da, exact. Deci eu am votat așa, în 1990 cu Ion Rațiu, deși eram francofon și ăla venea de la Londra. Am fost un pic mai deștept, știam că partidul pe care îl conduc, ăla lui Câmpeanu, nu o să facă nimic. Așa, după aia n-am mai votat... Ăla era francofon. Da, și nu l-am votat, că mi-am dat seama că era o zdreanță. Așa, l-am votat pe Rațiu. Bun, după aia n-am mai votat până în 2012, atenție, când l-am votat pe Nicușor Dan. Pentru că mi s-a părut că era un ovni, cum zice francezul, adică un OZN. N-ai votat nici la celebra întâlnire Iliescu-Vadim? Nu, niciodată. N-ai fost acolo? Nu, eu am zis potopul, după noi potopul, să vină Vadim. Asta e, ne merităm soarta. Știi de ce am zis asta, Ciprian? Pentru că eu stătusem la Cluj sub funar. 4 ani. A, știai cum e. Știai cum e. Deci pe mine nu m-a interesat. Dacă am supraviețuit cu ghiță, am zis, lasă-mă să vină Vadim. Aia erau împreună la vremea respectivă, erau mari amici. Nu m-a interesat pe mine asta. Plecam la Katowice, vorba lui Sabin German, dacă nu, și scăpam de România, nu ne mai interesa. În regiune. Nu mai era în regiune. La Katowice. Sau dacă nu, la Gdynia, la Gdynia lângă Gdansk. Poftim. Ne duceam acolo. Ce fain e Gdansk-ul. Șantier naval. Da, dar ai fost în oraș, ai văzut ce minunată e arhitectura și ce bine se mănâncă. Arată genial, zici că ești la Lübeck. Corect. Bun, deci ca să ne... Deci n-am mai votat de atunci. După aia fii atent, când a candidat, că știam că atunci nu iese, când a candidat să iasă, nu l-a mai votat. Deci gata, l-am mai votat, că am zis, mi-am arătat, am zis, nu, pe mine mă interesează Nicușor candidat, nu Nicușor primar. Aha. El de meserie era candidat. El candidat. Deci v-a dezamăgit ca câștigat. M-a dezamăgit. Am fost exact ca ăla, suporterul echipelor mici. Știi cum era Bistrița pe vremuri? Eu nu vreau să promovez. Știi că era unul, Lupul Singurati. Lupul era singur, mergea singur pe stadion. El e precum ăștia, asfaltatorii care se înscriu la licitație doar că se încurce pe ei. Nu vor să câștige contractul. Și să facă contestații. Eu asta am votat, domnilor. Eu în Rațiu și Nicușor Dan în 2012. N-am votat niciodată pe Băsescu, niciodată cu Iliescu, niciodată. Cum vă pare Nicușor Dan? L-am votat în primul tur la Cluj pe Emil Constantinescu, 96.
eram student. Și am crezut că de-a doua zi, eu stăteam în acolo, lângă cartierul ăla, lângă stadion, cum se numește, Grigorescu. Așa. Și erau hârtii, peturi de astea de Coca-Cola. Și eu când l-am votat pe Constantinescu, am crezut că de-a doua zi nu mai sunt hârtii pe stradă. Nu mai... Că intrăm în capitalism. Gata. Da. Toți studenții credeau că dacă nu mai votăm pe Iliescu, de-a doua zi arată și Clujul Occidental. Dar nu, Clujului i-au mai trebuit 20 de ani după aia să strângă peturile alea. No, nu venea capitalismul chiar cu Constantinescu. Și după aia n-am mai votat. Și acum ce faci? Acum nu votez. Acum nu mai votez pentru că am văzut cum e cu votul. Dar Nicușor, bagi în urnă și aici jos este o mână. Votul tău n-ajunge. Vine o mână din asta, așa o gheară, care îți ia votul și îl pune unde vrei. Union. Dar Nicușor, primar, cum ți se pare? Candidat, am înțeles. Mai bun decât Madame Firea. Adică pentru mine orice să fie peste familia Firea Pandele. Aș vota cu Nicușor cu ambele mâini, dacă s-ar putea. Cum votau aia în Mali. Au zis să scape de fața. Puneau ștampilă pe toate alea. Și el le-a spus, nu, să la Republic, e fătiu să. Au zis, lasă, că la noi nu merg. Să fie, votă... mă, da, cu toate mâinile, că așa se vota acolo. Să scape de Franța. Macron e în Africa acum și le-a zis, la France, Afrique, se fini. Gata, nu mai sunteți colonii, s-a terminat. Păi chiar s-a terminat, ce început glume, româna, bă, Rusiei, da, și a Americii. Dar mai duce acum din când în când niște soldați pe acolo. Da, când mai e nevoie, prin CIAD, prin așa, imediat. Evident, știi? Toate forțele alea sunt acolo. Sigur. Sahelul este zona numărul 1. Minată acum e peste Irak, Afganistan, peste orice. Sabin, cum se vede de la Cluj tot acest scandal din capitală? Scandalul de la Partidul Național Liberal, din primăria capitalei. Cum se vede de la Cluj tot acest scandal? Noi ce vedem de la Cluj este că București are probleme cu apa caldă și căldura în secolul 21. Că există încă totuși câini vagabonzi, la Cluj cred că nu mai există de 15 ani câini vagabonzi, că se fac o grămadă de zburătăceri și cotcodăceri pentru niște chestii care ar trebui să fie foarte simple și exacte. Da? Crede-mă că eu de la Cluj mă simt jenat că când aud știrile că la București nu este apă caldă. Totuși București e capitala țării mele, ai o anumită linie de asta roșie, ombilicală dacă vrei să zici, și pleci ochii. Știi că mă uit la televizor. Dar din solidaritate ar trebui să n-o folosiți nici voi, Sabin. Știi cum e ora pământului, așa să aibă ora apei calde, Clujul, să oprească rece, și ei apa caldă o oră pe săptămână, exact. Ceva. Da, dar știi care e avantajul, Sabin? Și clădirile istorice în ruină. Știi care e avantajul? Că dacă cunoști, să zicem, întâmplătorul Erica aici, în cartierul ei este apă caldă, poți să te duci să faci baie acolo. Corect, împreună cu ea. Evident. Așa să și spune acum, că trebuie să faci economie. Deci dacă ai o Erica întâmplător în viața ta de adult, iată, o poți întâlni într-un cartier. Da. Asta e avantajul în București față de Cluj. În Cluj, când eram și eu, era apă caldă peste tot, aveam destule Erica de asta. Pe toate le chema cumva. Adalbert. Da, aveau toate numai nume de asta. Ostoloș. Dar toate aveau apă caldă. Tu aveai apă caldă și nu aveai niciun pretext să te duci să faci ce. Îți dai seama ce greu e să updatezi de la apa caldă în sus? Bun, mai avem un minut. Ciprian, concluzia. Ați dat topicul acestei seri, concluzia la tine și o să mergem puțin și la Costi. Ultimul venit, ultimul servit, așa, la concluzie. Lasă-l pe Ciprian, că e ziua lor. E ziua Clujului. Ziua celor cu apă caldă mereu. Noi la Cluj, eu v-am spus din perspectiva noastră de aici, e mult prea multă liniște, de pildă, în politica de la Cluj. N-a existat o opoziție, Ion Bogna a avut opoziție în acești ani și e spectaculos jocul de culise de putere care se întâmplă în organizația PNL de acolo. Vom urmări și mai cu seamă, pentru că erau, așa cum spunea Ionuț Cristache, două nume invocate aici în emisiune, Emil Boca, respectiv Rareș Bogdan. Cred că nu va fi niciunul dintre ei și cel mai probabil Rareș sigur nu va fi, că a pierdut toate posturile pentru care a candidat. Adică e definiția eșecului. E garanția eșecului. Nu neapărat. Ionuț Cristache, el a avut rolul lui la Rareș Bogdan, cred că te referi. A avut rolul lui în 2008. Dar adică n-am zis că nu, dar tu, în toate pozițiile pentru care a fost cumva părea predestinat, la MAI, niciodată nu s-a calificat.
el declarativ, așa e peste tot. E bun, ubicul, trebuie să ieșim. Ciprian Aron, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru subiecte. Cu Sabin ne mai întâlnim o dată în această seară de la ora 23. Ionuț Cristache, duminică, realizatorul la final. Radu Banciu mai la rămâne final, puțin. La la ora... Da. 20. Radu Banciu mai rămâne puțin în platou. Eu pentru sunt până că... dimineață. Dacă e nevoie de ceva, e un cutremur pe la Cluj, puteți să mă sunați. Și vine Erica puțin mai târziu. Și apa caldă. Erica e la periniță de la 5 dimineață. La potroace, e ciorba de potroace. Urmează așadar Radu Banciu cu Worldwide Banciu. Costi Mocanu, îți mulțumesc și ție pentru prezență. Eu sunt Andrei Gheorghe, ați urmărit Talk News. Rămâneți pe Prima News și urmăriți-l pe colegul Radu Banciu. O seară cât mai bună vă doresc.